Sim. Bună seara și bine v-am găsit! Sunt Oana Despa, alături de colegul meu, Claudius Dociu. Astăzi o să fim gazdele dumneavoastră pentru prima dezbatere importantă a orașului Ploiești. Ne referim la căldura și apa caldă. Vă mulțumesc în primul rând celor care sunteți în sală, pentru că v-ați rupt 2 ore din viața dumneavoastră ca să fiți alături de noi. Și le invit și le mulțumesc invitaților noștri de astăzi. Este o premieră publică, cel puțin. Îl avem alături de noi pe primarul municipiului Ploiești, domnul Andrei Volosevici, îl avem pe prefectul de Prahova, domnul Virgil Nanu, și îl avem pe vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, domnul Cristian Apostol, din partea autorităților. Avem de asemenea... Alături de noi, deopotrivă, se află Eugen Tristescu, președintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, ca reprezentant al cetățenilor care nu mai beneficiază de apă caldă de mai bine de o lună și jumătate, spune, sau aproape o lună și jumătate. Acesta fiind subiectul zilei. Pentru noi și pentru toți cei care sunt prezenți aici, vorbim despre a doua ediție a Cafenelei Comunitare, un proiect inițiat de Fundația Comunitară Prahova, un proiect pe care îl susținem și noi, cei de la Dada TV, în egală măsură, pentru că asta ne-am propus de la bun început, să susținem proiectele din comunitate. Însă, cel mai important suport, sigur că este al dumneavoastră, al celor care alcătuiți comunitatea. Și de aceea ne bucurăm că sunteți prezenți în număr îndeajuns de mare pentru a avea feedback direct. Deopotrivă, transmisia live pe care o realizăm pentru Fundația Comunitară pe canalul Dada TV ploiești.ro și semnalul care e preluat de mulți dintre colegii noștri, cărora le mulțumim deopotrivă, toate astea ne asigură că ne vor vedea foarte mulți alți ploieșteni și nu numai, cei interesați de acest subiect, i-aș fi spus fierbinte, dar nu e cazul, întrucât nu mai curge apă caldă de mult la robinetul ploieștenilor. Pentru că i-am menționat pe partenerii noștri, vreau să îi și amintim, unul câte unul, Ploiești TV, grupul Observatorul Prahovean, ploiești.ro, Prahova Economică, ziarul Ploiești, actualitatea prahoveană de prahova.ro, Telegrama, știri actuale, Radio Prahova, Magic FM, Gazeta de Prahova, ziarul Incomod, Prahova News și info ploieștici.ro. Iată încă un lucru care ne bucură, faptul că foarte mulți colegi din presă sunt solidari în acest demers de a susține această dezbatere și vrem să fie o dezbatere, nu o confruntare, ci o invitație la dialog. Cred că asta e marea performanță, că am adus mai multe părți implicate în această problemă, la aceeași masă, măsuță, mese, astfel încât să încercăm să găsim o soluție. Da, rugămintea este să încercăm să păstrăm un ton civilizat. Știm că sunt foarte multe
pasiunii în ploiești, așa suntem noi ploieștenii pasionali, așa că este bine să ne păstrăm calmul de data aceasta, pentru că dacă ne păstrăm calmul o să avem și șanse să ajungem la o concluzie, poate o să plecăm cu o concluzie la finalul acestei întâlniri de 90 de minute. Pentru cei aflați în sală, ați primit la intrare un bilețel, dacă pe parcursul confruntării de astăzi o să aveți vreo întrebare, o să vă rog să scrieți pe bilețelul respectiv, o să ajungă într-un bol și de acolo vom extrage noi sau invitații noștri întrebările pentru ei. Am luat această decizie de a face astfel pentru că probabil că foarte multe întrebări vor apărea din sală. De asemenea, o să avem rugămintea la autoritățile prezente astăzi aici ca după încheierea acestei dezbateri să răspundă pe cât posibil tuturor întrebărilor care vin din confruntarea de astăzi și de asemenea întrebărilor care vor veni pe canalele de social media, pentru că noi credem că este foarte important ca autoritățile să vină în întâmpinarea cetățenilor și cetățenii să se simtă reprezentați. Evident, dacă veți fi de acord, dacă veți dori să răspundeți întrebărilor care vin de astăzi și din social media. O să începem, o să rog pe Claudiu să facem o scurtă recapitulare și pe colegii din regie să pregătească cartoanele, să aflăm cum s-a ajuns aici. Practic a început în urmă cu aproape un an, când compania Veolia anunța că reziliază contractul. E o cronologie atât de amplă încât am nevoie de câteva pagini. Nu știu dacă o am pe prima, dar ba da, povestea începe undeva în toamna anului trecut. O fi început ea mai demult, dar de atunci avem noi informații. În octombrie 2021, când compania Veolia Energie Prahova anunță rezilierea contractului de furnizare a energiei termice înainte de termen, acuzând unele dezechilibre financiare. În luna ianuarie a anului 2022, ADI Termo Prahova publică anunțul de concesionare a Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică din municipiul Ploiești în sistem centralizat. În 14 martie anul acesta este desemnată câștigătoarea contractului o asociere dintre Geotherm Distribution SA și Gas and Power Trading SRL. Pe 24 martie, 10 zile mai târziu așadar, Consiliul Local Ploiești votează cu majoritate asigurarea furnizării energiei termice de către Veolia Energie Prahova SRL până pe 13 mai 2022. Pe 14 mai, noua societate înființată de cele două firme câștigătoare, Termoficare Prahova SA, începe furnizarea apei calde în Ploiești. Pe 29 iulie, în ședința Consiliului Local Ploiești, societatea Termoficare Prahova SA anunță că va asista furnizarea apei pentru 30 de zile, pretextând că există necesitatea unor reparații la cazanul de apă fierbinte numărul 2 din cadrul CET Brazi. Pe 4 august, președintele Consiliului Județean Prahova anunță rezilierea contractului cu Termoficare Prahova, întrucât această firmă nu și-ar fi respectat angajamentele. În aceea zi, directorul ADI Prahova, fostul primar de Câmpina, Horia Tiseanu, își prezintă demisia sau este demis din funcție, poate ne lămurim astăzi ce s-a întâmplat. Pe 22 august, ADI Termo cere la tribunal, prin ordonanță președințială, reluarea alimentării cu apă caldă. Știu că a mai cerut cineva lucrul ăsta, dar vom afla la momentul potrivit. Pe 25 august, Consiliul Local Ploiești înființează o nouă companie care ar trebui să se ocupe de alimentarea cu apă caldă și căldură. Pe 2 septembrie, hotărârea pe care am menționat-o a Consiliului Local Ploiești privind înființarea unei societăți comerciale cu unic acționar municipiul Ploiești este declarată parțial nelegală de către Prefectura Prahova. Pe 9 septembrie, o săptămână mai târziu, Consiliul Local revotează înființarea societății locale care ar trebui să se ocupe de furnizarea apei calde și a căldurii. Iar pe 12 septembrie, instanța respinge cererea autorităților de obligarea Termoficare Prahova să reia alimentarea cu apă caldă. Sigur că au mai fost multe alte evenimente pe parcursul acestui aproape un an de dezbateri. Au fost și săgeți dintr-o parte într-alta, dar asta contează mult mai puțin din punctul nostru de vedere. Important e că a trecut aproape o lună și jumătate, ploieștenii tot nu au apă caldă și nici perspectiva imediată a reluării alimentării. Și evident că vom încerca să aflăm ce e de făcut înainte de orice altceva. O să merg întâi la domnul prefect și o să-l întreb. Domnule prefect, probabil că ar trebui să mediați ceea ce se întâmplă între Consiliul Județean și Primăria Ploiești. Sunt două autorități locale care administrează un serviciu pentru ploieșteni. Consiliul Județean are o parte din problemă, Primăria Ploiești are cealaltă parte din problemă. Undeva conducta se rupe, undeva între cele două autorități. O să vă rog să luați microfonul.
sunteți în același timp și reprezentantul guvernului în teritoriu. Așa da. Să spuneți cum ar trebui rezolvată această problemă din punctul de vedere al autorității centrale. Acum, după cum știți și dumneavoastră, problema, nu știu dacă este neapărat la instituția prefectului, atâta timp cât toate instalațiile sunt împărțite atât la Consiliul Județean cât și la Consiliul Local. Cu privire la ceea ce m-ați întrebat, vreau să vă spun că noi am încercat, pe cât posibil, să încercăm să ne așezăm la masă, să creăm niște variante de lucru, astfel încât din variantele propuse să ajungem la acel numitor comun, adică să pornim atât apa caldă și să asigurăm căldura după 1 noiembrie. Acum, după cum ați văzut și dumneavoastră, lucrurile sunt destul de complicate. Mă bucur să fiu prezent cu cei doi parteneri. Sper ca la sfârșitul acestei dezbateri să plecăm cu un numitor comun și cu certitudinea că pe 1 noiembrie vom avea atât apă caldă cât și căldură. Vis-a-vis de apa caldă, să sperăm că colegii mei vor găsi o soluție astfel încât să poată să pornească acel cazan CAF 2. Știu că s-au alocat bani pentru atât pentru reparația acestui cazan, cât și pentru cele două cazane, 5 și 6, dar aici aș vrea să-i las pe colegii mei să discute despre această problemă, pentru că dânșii au alocat aceste fonduri și ar fi bine ca tot ei să ne spună ce au aprobat, ce intenții au și cum văd rezolvarea acestei probleme. Și bineînțeles, noi ca și instituție vă garantez că suntem alături de orice soluție care ar putea ajuta Ploieștiul și ne vom strădui ca în final să avem atât apă caldă cât și căldură. Bun, o să mergem la domnul vicepreședinte al Consiliului Județean. Iar prima întrebare o să fie, de ce ați reziliat contractul pe 4 august? Era un contract încheiat cu foarte puțin timp în urmă, avea niște clauze în el. Ploieștenii, aș putea spune că sunt obișnuiți ca pe parcursul verii câteva zile să nu aibă căldură. De ce ați luat totuși decizia să reziliați acel contract? În primul rând, mă bucur să fiu aici. Să vă răspund un pic punctual. Vorbim acum despre Consiliul Județean, dar trebuie să luăm în calcul că avem o altă entitate, Aditermo. De fapt, contractul cu operatorul a fost reziliat de către Aditermo. Într-adevăr, Consiliul Județean, având președinția Consiliului Director al Aditermo și, după cum bine se știe, majoritatea în Consiliu. Acum, ca să răspund și pe partea de fond a problemei, a întrebării dumneavoastră, Aditermo a decis rezilierea acestui contract în urma unei adrese a operatorului, care a anunțat că nu mai poate furniza apă caldă către cetățenii din Ploiești. Înțeleg că aceasta nu s-a fost făcut chiar în ședința Consiliului Local din 29 aprilie, dacă mi-aduc bine aminte data. Cu toate acestea, în contractul semnat de dinainte, existau obligații din partea operatorului să facă niște investiții. Eu am stat azi noapte și am citit contractul, cel din SEAP. De ce veniți acum să le dați bani? Și pentru ce sunt banii respectivi? Bun. Banii respectivi ce au fost aprobați în ultima ședință a Consiliului Județean sunt pentru reparații în echipamentele din cetul Braz și survin după rezilierea contractului cu operatorul. Deci, și dacă un contract este reziliat, cine va face reparațiile respective?
Va exista, de fapt există o procedură în lucru și din ce știu eu, mâine sau poimâine se va semna și contractul cu noua firmă care va intra și va asigura reparația atât CAF-ului 2 cât și cazanelor 5 și 6. O să-l sar pe domnul primar și o să merg la domnul Cristescu și o să spun și de ce, pentru că dânsul a luat un interviu celor de la Termoficare Prahova, un interviu în care eu mi-am notat din interviu respectiv că spunea undeva acum o lună că în 30-35 de zile, dacă lucrează 6 zile pe săptămână, vor reuși să repare CAF 2. Da, așa au spus. Problema era că s-a oprit orice lucru la acel CAF 2 în secunda în care s-a reziliat contractul și au fost notificați cu privire la rezilierea contractului. Dacă vă aduceți aminte, eu, mă rog, Uniunea Asociațiilor de Proprietari, că vorbea colegul despre ordonanța președințială pe care a mai făcut-o cineva, noi am făcut-o cerând și revenirea asupra rezilierii contractului. Din păcate, în momentul ăsta este caduc această dorință noastră, pentru că, din câte înțeleg dinspre Consiliul Județean, sub nicio formă nu se mai dorește revenirea la reziliere. Pe de altă parte, dinspre domnul primar, văd că nu există disponibilitate pentru înființarea unei noi societăți și, din punctul meu de vedere, cred că asta este singura soluție. Problema este că se va ajunge la atribuire directă, ceea ce pe mine mă îngrijorează. În momentul ăsta, atribuirea directă va fi făcută de ADI Termo Prahova, pentru că este în vigoare. Ea există. Și trebuie să ducă contractul până pe 2 noiembrie, când se va termina perioada de 90 de zile. Problema este că trebuie făcută la urgență acea societate comercială, pentru că domnul primar știe foarte bine că nu va primi sprijin, va primi cetul braz pe care și dânsul a vrut să-l ia, dar problema este că în momentul ăsta acea societate comercială este singura noastră soluție. Eu vă pot da în premier o informație pe care am preluat-o de la domnul... N-am vrut să dau ieri, să fac public, am discutat ieri ca să mă pregătesc cât de cât pentru dumneavoastră aici, am discutat cu domnul vicepreședinte Tudone, am vrut să mă lămuresc care e situația. Mi s-a spus că urmează ca mâine, poimâine cel târziu, cum spunea și domnul vicepreședinte, să se semneze cu firma care urmează să efectueze lucrările, respectiv la CAF 5, la cazanul 5 și turbina 5, care reprezintă un grup care ne va asigura energia termică pentru la iarnă. Dar, din păcate, dacă pornește de mâine, mai înseamnă minim 30, maxim 45. Deci încă 45 de zile maxim, până la 1 noiembrie vom fi în situația de a nu avea căldură, iar dacă vine vreun frig undeva prin octombrie, s-ar putea să dărdiem în casă. Asta în varianta optimistă, că toată lumea își va face treaba, că va fi semnat contractul, că n-or să apară mai știu eu ce probleme tehnice, că vor găsi materialele, pentru CAF 2 existau materiale, dacă mi-aduc eu bine aminte, da? Erau cumpărate, din ce am informație la momentul respectiv, undeva între 800 și 1 milion de lei erau alocate de operator. Din păcate, acea reziliere, îmi pare rău, nu vreau să deranjez pe nimeni, dar suntem noi cu toții deranjați de faptul că nu exista apă caldă, nu trebuia făcută. Trebuia, eu am spus-o mereu, trebuia lăsat contractul, intrat pe rol totul, da? se reparau toate echipamentele, se dorea transferul către primărie și atunci acel transfer putea să se rezolve într-o perioadă mai lungă. Își făcea și operatorul, în perioada asta trebuia să se lucreze. Din păcate, repet, în momentul ăsta, singura soluție, oricât s-ar opune domnul primar, este societatea comercială, pentru că ADI Termo Prahova nu văd să mai facă ceva după ce se reziliază, după ce trec cele 90 de zile. O să mă duc la domnul primar, acum l-am lăsat la urmă, și o să-l întreb direct, care credeți că este vina dumneavoastră în această problemă? Aveți vreo vină? Nu știu, eu, în primul rând, bună seara și bine v-am găsit. Eu am vorbit întotdeauna deschis, am aflat că nu vreau să fac o societate. Cred că este atributul Consiliului Local care a făcut acea societate, ceea ce am dat spre verificarea legalității către prefectură și prefectura mi-a dat dreptate, este sursa de finanțare sau, mă rog, sursa legată de ceea ce înseamnă capitalul social. De fapt, prin cei 3.500.000 de lei, plătim 300 de oameni și atât.
Mie mi se pare că în momentul ăsta, nu știu cât am timp să vorbesc, adică aș putea să... Puteți să vorbiți, dar haideți să ne lămurim, adică bun, n-aveți bani ca să faceți nu, o soție? Nu, banii sunt, doar că inițial cei 5 milioane proveneau din două surse care erau ilegal stabilite și cea mai bună dovadă este că în urma verificării legalității, prefectura a decis că trebuie refăcută sursa, deci modul în care se face capitalul social al SRL-ului. Dar înțeleg că a fost și am revenit. Rezolvată. Bun. Cred că e clar pentru toată lumea. Nu, o să vă rog să păstrăm liniștea și există să... Există un mecanism prin care puteți adresa întrebări. Aveți niște formulare pe care le puteți utiliza vă rog pentru să-mi spuneți dacă poți să vorbesc acolo. Da, vă rog să vorbiți. O să vă rog să păstrăm liniștea pentru că nu o să ne înțelegem, nu o să ajungem la nicio concluzie și o să plecăm la fel cum am venit. Nu, ajungem simplu dacă ne ascultăm. Înțeleg că lumea e supărată, în mod sigur cel mai frustrat sunt eu. Și o să vă spun de ce. Cred că e clar pentru toată lumea că noi nu avem CET-ul. Toată lumea întreabă în această perioadă de ce nu s-a furnizat agent termic, pentru că nu s-a produs. Și cine ar fi putut să dea drumul la buton? Este evident cei care dețin în patrimoniu CET-ul și rețeaua primară. Există o societate în care există și Consiliul Județean și Primăria Ploiești. Doamna. Adi... Doamne, în societate nu există Primăria Ploiești, dumneavoastră confundați. Consiliul local. Nu, nu există în există societate. Există reprezentanți din Consiliul există local. Există în ADI, sau? nu confundați. ADI Termie, înființată, da? A ținut o licitație și a dat termoficării Prahova, a concesionat serviciul. Și ADI Termie cine a înființat-o? Consiliul local și Consiliul Județean. Despre asta vorbeam, despre faptul că există și reprezentanții ai Consiliului local. Eu vorbesc dacă nu vreți să vorbesc, că nu vorbesc, n-am un problem. Există o societate în care apare și Consiliul local și Consiliul Județean. Doamnă, ăla e ADI, nu-i societate. ADI-ul. E altceva ADI-ul, doamnă. ADI-ul este altceva. Bun, este o asociație, revenind. Este o entitate care ar trebui foarte să dea căldură. Care a ținut o licitație în care noi am venit cu ceea ce avem. În speță Consiliul local și primăria cu rețeaua secundară, care este de la punctul termic spre bloc. Da? Și care funcționează perfect, deoarece s-a investit în ea cu aportul Consiliului local și al primării prin primăria Municipiului Ploiești. Motorul, CET-ul și rețeaua primară, care din cunoștința mea înseamnă vreo 160 de kilometri, aparțin 111,4. Avem un specialist fără discuție aici, domnul Emil Calot, este a Consiliului Județean. Când ați făcut asociația, ați avut o discuție înainte? Care a fost scopul acestei asociații care nu este... Atragerea de fonduri și, evident, concesiunea serviciului în contextul în care, în urma obligației legale de a face studiu de oportunitate, Consiliul Local în 2021 a votat ca opțiune, cu cel mai mare punctaj, studiu făcut despre de capital, deci niște profesioniști, da? A fost să concesionăm serviciu. Și atunci am intrat în acest ADI prin proiect cu acordul Consiliului Local și a Consiliului Județean, care a înființat ADI Termie Prahova și care a ținut licitația. Ați văzut foarte clar că mi s-a părut, apropo de lucrul ăsta, știți, e vorba pe care evident nu o pot spune aici, că amestecătura nu-i bună. Și atunci s-a decis și vă rog să verificați lucrul ăsta, pentru că este public, în Consiliul Local, să nu mergem noi cu specialiști noi de la achiziții, de la RASP, deși noi monitorizam anterior contractul, și tot ce înseamnă procedură la nivel de achiziții și tot ce înseamnă modul în care se încheie contractul, da, să fie făcut de specialiștii din Consiliul Județean. Și asta s-a întâmplat. Pe 13 mai... Dar cine s-a decis? Păi, s-a decis să rămână ei ca specialiști. Păi nu se poate decide singur. Cineva a decis, adică primăria s-a retras, primăria, Consiliul Local, mă scuzați. Primăria a făcut ce trebuia să facă. A spus, ok, în contextul în care ADI, prin directorul Tiseanu și prin doamna county manager, ce s-a adresat și a pus în brațe Consiliului Director al ADI Termie ca de sarcini, noi, unu, l-am luat, l-am analizat, l-am votat și doi, am spus, ok, vă rog frumos, dați drumul la procedură. Și au dat drumul la procedură.
La momentul la care s-a constituit ADI Termo, ați avut obiecții personal? Nu. Mi s-a părut o chestiune care nu este deloc greșită, o chestiune care poate atrage fonduri europene și asta a fost motivul pentru care... Ce s-a modificat între timp? Ce s-a schimbat? În ce sens? Ce s-a schimbat astfel încât ADI a devenit din personajul... Eu înțeleg pe dânsă, dar dacă mergem în felul ăsta, atunci vorbiți dumneavoastră că n-am o problemă, pot să vorbesc oricum. Nu s-a întâmplat absolut nimic. În ce sens, ce s-a întâmplat? Adică ceva pentru s-a schimbat, dacă ați plecat la un drum împreună și ați ajuns astăzi, suntem astăzi aici. Noi am plecat la un drum prin decizia Consiliului Local și a decizia Consiliului Județean, hotărâri, care au dispus să se încheie un ADI. Noi am participat la acest ADI. Dumneavoastră personal erați împotriva acestui ADI? Am mai răspuns o dată la întrebarea asta, nu reușit să mă încurcați. Ok, nu. Haideți să ne mai spuneți o dată, poate n-am înțeles. Vă rog. Deci spuneți-ne, ați fost împotriva acestui ADI, dumneavoastră personal? Nu. Bun, deci ați plecat împreună cu Consiliul Local, cu Consiliul Județean, cu președintele Consiliului Județean, care nu a onorat invitația noastră astăzi aici, da. Și pe care l-aveți pe tricou, da? Ați plecat împreună, da. Ați plecat împreună la acest drum și ați ajuns ca dumneavoastră astăzi să-l aveți pe domnul Dumitrescu pe tricou, ploieștenii să n-aibă căldură, să se certe toată lumea cu toată lumea și să n-avem o concluzie. Cine se ceartă cu cine, domn? Nu, aici se pare că toată lumea e fericită. Nu, lumea nu e fericită pentru că nu are... Încă o dată, dacă doriți așa, eu o să vă las pe dumneavoastră să vă țineți emisiunea cum doriți. Dar dacă mă lăsați să explic, probabil că se va înțelege ceva. Primul lucru care mi s-a părut ciudat este că, mă rog, toată problema a început de anul trecut, când Veolia a reziliat, a trimis notificarea de reziliere. În primul rând, Veolia, indiferent de situație, putea să rămână maxim până pe 13 mai. Și putea să rămână pentru că, în conformitate cu prevederile legale, contractul inițial, care a fost prelungit și putea să fie prelungit o singură dată, sigur, cu mai mulți ani, dar nu s-a dorit sau nu s-a putut, la momentul 2019, a prelungit contractul prin acord cu primăria până pe data de 13 mai. Punct. Da? În al doilea rând, reveni. Ca să vă și răspundem, cronologia a început cu acel moment, întrucât ăla indica foarte clar acest aspect, că se știa că la un moment dat Veolia se va retrage și că trebuiau găsite din timp soluțiile oportune. Păi soluțiile au fost găsite, pe cale de consecință s-a înființat ADI-ul, ADI-ul a ținut licitația, ADI-ul are, și o să vă spun și cum a funcționat și ce s-a întâmplat cu patrimoniul, și pe data de 13 mai, o societate stabilită prin procedura de achiziții de către ADI Termie, cu specialiștii de la Consiliul Județean, au stabilit câștigătorul în speță cele două asocieri, care ulterior s-au transformat în termoficare Prahova. Vorbim doar de ce s-a întâmplat în trecut. Haideți să ne hotărâm ce facem acum, pentru că există clar dinspre Consiliul Județean acea determinare de a vă preda CET-ul Brazi, există acea societate comercială pe care s-a înființat în urma hotărârii consilierilor locali, iar dumneavoastră trebuie să puneți, iertați-mă, nu vreau să sune imperativ, dar trebuie să puneți cât se poate de repede în aplicare acea hotărâre să preluați CET-ul, după ce se va pune, bineînțeles, se va pune la punct tot CET-ul, că de asta se lucrează, da. Asta înțeleg și mi se pare normal, da. Și să faceți într-un fel, pentru că trebuie să cumpărați și gaze până la 31 octombrie. Lucrurile astea trebuie făcute pentru că ADI Termo nu mai există în ecuație, oricât aș vrea și eu, și bănuiesc că și domnul Calot aici de față să se ocupe de chestia asta, nu mai există. Totul este pe umerii dumneavoastră. Și atunci, dacă nu avem societatea comercială, suntem într-o situație îngrozitoare. Se repară cazanele și toate cafurile la operator din banii Consiliului Județean și mi se pare normal, pentru că deja se revine la forma anterioară de proprietate și atunci acele cazane, toate echipamentele, ce se va întâmpla cu ele? Pentru că pe 2 noiembrie expiră cele 90 de zile și operatorul pleacă. Noi suntem în situația de a nu avea apă caldă și căldură după 2 noiembrie pentru că nu există. Și termin imediat. Păi da, lăsați-mă, v-am lăsat să vorbiți 10 minute. O să-mi termin ideea. Vă rog. O să vă rog să vorbiți în microfon și o să rog pe domnul primar să răspundă, totuși să-i dați posibilitatea să răspundă. Bun, revenind, că mie mi se să pare... Le luăm pe rând.
De 40 ceva de zile nu avem furnizare de acel termic, indiferent de ce se comentează și cum se comentează, pentru că CET-ul nu funcționează. Din nou... O să vă rog să, o să vă dați-mi rog voie. Să păstrăm liniștea. Dați-ne voie să, să adresăm noi aceeași întrebare primarului Andrei Volosevici, dar și vicepreședintelui Consiliului Județean, pentru că în egală măsură răspunsul trebuie dat de către cele două entități. Am o rugăminte la dumneavoastră. Dacă doriți vorbiți peste mine, eu vă respect, n-am nicio problemă. Dacă cineva dorește să asculte și eu... Asta încercăm și noi. Avem suficient timp. Haideți să ne calmăm. Haideți să ne calmăm. Dar cine e nervos? Nu. Lucrurile dacă sunt vom foarte... discuta pe multe voci, nu, chiar nu ne vom înțelege. Deci credeți-ne frumos, că avem aceste întrebări? Dar această întâlnire nu este politică. Dacă vă uitați în sală, dacă vă uitați la prezidiu, o să vedeți oameni din toate partidele politice. Deci o să, o să încercăm să păstrăm... O să încercăm să păstrăm să ne păstrăm calmul. Înțelegem foarte clar că sunteți supărați, toată lumea este supărată. Nu am venit să ne certăm, am venit să încercăm să ne calmăm și să găsim o soluție, da? Haideți să nu politizăm, nu suntem în campanie electorală. O să vă rog să vă păstrați calmul. Am făcut un apel în egală măsură la începutul întâlnirii noastre și către public și către invitați să păstrăm un ton civilizat, oricât de indignați ar fi unii dintre cetățeni și pe bună dreptate. Și repet, nu căutăm un vinovat, important e să găsim o soluție. Cu cât risipim mai mult timp, cu atât sunt mai mici șansele de a găsi vreo soluție. Și nu o să găsim nicio soluție. O să vă rog frumos. O și să dacă s-a ajuns aici... Am să vă rog, să păstrăm un ton civilizat, fără atacuri de vreun fel, cu atât mai puțin personale. Propun să-l ignorăm pe domnul, chiar dacă este prezent, și să încercăm să ne ducem discuția mai departe, pentru că nu vom ajunge nicăieri. Am să vă rog... Bun. Revenind, să respectați dacă drepturile. Vă calmați, am înțeles, voi răspunde la toate întrebările. Ceea ce probabil deranjează este ceea ce încerc să vă spun. Că de 40 de zile nu avem apă pentru că nu funcționează CET-ul. Și nu funcționează CET-ul, care fără nici cea mai mică discuție, cred că măcar aici suntem de acord cu toți, este în patrimoniul Consiliului Județean. Ce vom face pe viitor? Ceea ce încercăm să facem în patru... Spuneți-mi dacă doriți, că dacă nu, atunci rămâneți noastră, vorbiți ce doriți. Eu încerc să vă... O să vă rog să... Bun. Domnul primar, o să vă cer permisiunea să mergem la Consiliul Județean să întrebăm de ce nu funcționează CET-ul, poate ne calmăm, da? Am înțeles, bun. Revenind, o să analizăm și lucrurile. Ne este și rușine și cistine este, dar revenind, m-ați întrebat și de soluția de viitor. Cele 90 de zile în care, în conformitate cu prevederile legii 51 ADI-ul, trebuie să funcționeze, puteau foarte simplu să fie folosite, în sensul că, indiferent că este societatea Consiliului Local sau nu, că este o societate care a venit sau nu, există o obligație legală privind procedura de achiziții. Asta înseamnă că trebuie să facă un caiet de sarcini care să fie adoptat de către Consiliul Local și Consiliul Județean pe o procedură care să se țină și după care să încredințeze, de ce nu, societății Consiliului Local. Dar pentru asta, acest caiet de sarcini trebuie să fie făcut, elaborat, de către entitatea juridică, în speță ADI Termie. Bun, deci care, îmi cer scuze, bun, ce a făcut primăria? Păi vă rog să verificați la nivel jurnalistic și oricine să verifice. De mai bine de 20 și ceva de zile cerem să... rezolvăm această situație de să dispunem prin ce? Singurul for care poate dispune printr-o hotărâre AGA, în speță AGA, ADI Termie, să se elaboreze caiet de sarcini. 4 ședințe, nu am putut avea cuvorum, nu urmarea activității Consiliului Local sau a Primăriei, pentru că noi am fost prezenți de fiecare dată,
ci faptului că nu s-a prezentat nimeni din Consiliul Județean. Vă dați seama că am fi făcut niște pași înainte, prin care deja, dacă acum 20 și ceva de zile elaboram sau se stabilea pentru hotărâre de AGA să elaborăm caietul de sarcini, imediat într-o ședință comună de ce nu se putea și adopta, după care dădeam drumul la treabă. Și, de ce nu, puteam, pre situație de urgență, să încredințăm către societatea primării. 1. 2. Eu am pus niște întrebări, nu știu, poate nu sunt, și în mod sigur nu putem să fim cu toții de acord. Sigur, luăm cetul. Și este o soluție, și este o chestiune pe care am discutat-o în ultima AGA care s-a ținut, că de atunci nu s-a mai ținut, și în care ni s-a promis că într-o oră jumate avem documentația, și nici acum n-a apărut. Problema este, nu știu dacă sunt de acord cu dumneavoastră sau nu, dar oricum îmi mențin opinia, în momentul în care cumperi o, sau prei o Dacie, să spune. Am cerut să fie lămurită situația juridică, mi se pare incorrect, am cerut să fie lămurită situația tehnică și situația financiară, pentru a ne da seama de ce trebuie să investim în acel CET. Pentru că după mare bucurie, după ce o să facem procedurile astea în care se pierde toată lumea și spunem, facem societate, dăm mai bun, ce ardem acolo? Funcționează tehnic vorbind, instalațiile, există licențele pe care le putem prelua? Pentru că... Licențe există. Există, nu, doamnă, există în dosarul de licitației publice, există niște licențe, nu știu dacă pentru toate preluate, casele, dar pentru preluate, unele există. Confundați cu ișcirizarea, numărul 1. Numărul 2. Eu vorbesc de licență pentru cogenerare. De fapt și de drept toată lumea s-a dus către CAF-ul 2. Sau cei care au preluat. Pentru că, sigur, era mult mai simplu, pe românește, nu e o expresie, dar nu o spun la figura, ci la propriu, să ardă gazul acolo și să asigure megavații necesari pentru apă caldă în Ploiești. Nimeni nu vorbește și nu suntem lămuriți. Și până una alta, cinstit, eu mă așteptam ca acum 2 săptămâni, când Consiliul Local a decis și după aia s-a dat viza de legalitate prin verificarea prefecturii să preluăm CET-ul, să-l avem. Încă nu-l avem. De ce? Pentru că există probleme la nivelul patrimoniului, la nivelul documentației și la nivelul preluării. Ce s-a întâmplat? Că hai să lămurim o dată pentru totdeauna. Pot să vă întrerup o clipă? Să încercăm să aflăm ce s-a întâmplat, mai ales că l-avem pe reprezentantul Consiliului Județean. Numai un pic, Claudiu, eu din ce îmi spuneți acum, am înțeles două lucruri. Pe de o parte, că ați prefera ca ADI-ul să organizeze licitația. Nu e obligatorie, doamnă, o soluție, este o soluție. Pe de altă parte, înțeleg că Consiliul Județean ar vrea să vă dea dumneavoastră CET-ul, ca primăria, nu vrea? Păi vrea sau nu vrea? Haideți să-l întrebăm pe domnul vicepreședinte. Vreau să vă întreb punctual, domnul primar, ce prevedere aveți în bugetul municipiului Ploiești pentru serviciul de termoficare, deci pentru SACET, pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie? Sunt, nu știu momentul ăsta, dar este deschidere bugetară pe tema asta. Care e legătura? Păi, ca să înțelegeți rostul întrebării și în același timp vreau să informez toată lumea de aici, pentru că e bine să ducem o informație corectă. Dimensiunea financiară a SACET-ului, a Serviciului de Alimentare Centralizată pe Energie Termică în Ploiești, este următoarea. Și vă spun nu neapărat că a fost primar, ci pentru că 5 ani de zile am reglementat 42 de SACET-uri din România, inclusiv Ploieștiul, și știu datele tehnice și financiare. Ploieștiul are 55.000 de apartamente, sau cel puțin așa e declarat. Hai să luăm rotund 50.000. Consumul mediu pe apartament, pentru că e undeva o gigacalorie pe cameră, este cam de 2 gigacalorii pe lună și apartament. Fac un calcul grosier pentru toată lumea ca să înțelegem de ce l-am întrebat pe domnul primar de prevederea bugetară și în final să-i spun că orice discuție legată de transferul CET-ului în această perioadă este pierdere de timp și este o eludare a unei realități care presează în alte zone.
Să vă spun de ce. 100.000 de gigacalorii este cererea orașului Ploiești către CET Brazi. Cât este tariful actual pe care îl aveți în vigoare? Și aici este o discuție, că a fost atacat de prefectură. Cât? 642 sau 374? 400 de lei, da? Rotund. În condițiile în care tariful bazat pe costuri, CET Brazi plus transferul plus transportul primar, în jur de 800, corect? 800 de lei fără 400 înseamnă că 400 de lei pe gigacalorie trebuie să fie subvenție de la bugetul primăriei, corect? 400 de înmulțit cu 100.000 de gigacalorii înseamnă 40 de milioane de lei pe lună. De înmulțit cu 3 înseamnă 120 de milioane de lei pe lună, care înseamnă aproximativ 25 de milioane de euro. În 3 luni. Îmi permiteți mie, că mă surprinde neplăcut. Calculul e corect, nu? Calculul este corect, numai că dumneavoastră vorbiți de... și m-ați întrebat ca primar și recunosc că mă surprindeți. Păi dumneavoastră nu știți că tot plătiți... Vă întreb ca inginer acum, că nu, specialist. Ca 45 de zile plata înseamnă că am reflexie bugetară pe bugetul anului 2022? Păi eu vă întreb... Păi hai să haideți să luăm așa, dăm drumul în noiembrie și în decembrie, așa cum era contractul pe care dumneavoastră l-ați făcut și a fost prelungit și bine, și bine l-ați făcut. Cel mai bun contract. Plata era la... Corect. Plata era la 60 de zile. Și atunci pot să vă întreb cam care ar fi logica unei prevederi bugetare în anul ăsta pentru niște facturi pe care le-am deplătit în anul următor. Deci păi... dacă onor calculul ca sumă este corect pe cele 3 luni, este... În același timp, trebuie să ne gândim că noi trebuie să avem o prevedere bugetară eventual pentru ceva din luna octombrie, pentru că știm cum este legea vis-a-vis de începerea furnizării căldurii, și ceva din noiembrie, adică undeva în jur de 40 de milioane. Domnul primar, vă rog. Ascultați-mă și înțelegeți logica. Corect calculul. Și încă o dată, eu nu vreau să vă încurc. Încerc ca toată lumea să perceapă corect dimensiunea acestei crize. Pentru că această criză cere soluție de criză. Și totul pleacă de la dimensiunea financiară, pentru că primăria nu poate singură să ducă efortul susținerii financiare a acestui serviciu. Primăria trebuie să stea lângă Consiliul Județean, precum puiul lângă mamă. Pentru că totuși Consiliul Județean e singurul care poate oferi resursele financiare necesare. I-am spus, apropo de nivelul de subvenție, în condițiile în care bugetul Ploieștiului e circa 150 de milioane. Stați un pic ca să înțelegeți dimensiunea. Ascultați-mă un pic. Este absolut inutil și orice discuție pe tema asta acum, doamnă, ascultați-mă un pic. Ca să preiei termen. Ca să preiei termen. Nu vă interesează? Credeți-mă. Imediat ajung. Eu ajung la soluții. Dacă aveți 5 minute, vă propun soluție. Asta vreau să le propun tuturor. Ceea ce subliniez este că dimensiunea financiară acestui serviciu, care a costat Ploieștiul între 25 și 30% din bugetul orașului. Așa cum și la București la fel, și în alte orașe la fel. Nu poate să țină la nesfârșit. Ba mai mult, acum domnul primar zice, dați-mi CET-ul. Păi CET-ul, funcționarea CET-ului în formula normală, pe bază de cogenerare, deci producând energie electrică și energie termică, are nevoie de un capital de lucru, de plătit oamenii, de făcut reparații, de plătit gazele. CET-ul Brazi, trebuie să știți că a fost și este susținut până tot felul de subvenții de către statul român ca să poată ține serviciul ăsta în funcțiune. A beneficiat de milioane de euro în fiecare an, bonusul de cogenerare pe care plătim cu toții în factura de energie electrică, a beneficiat de prețul gazelor direct din rețeaua de transport și așa mai departe.
Domnul primar, când spune vreau cetul, probabil că se gândește doar la un buton pe care apasă și dai drumul la apă caldă. O imagine... Domnul Calotă, și stați un pic așa. Îmi cer scuze că vă întreb. Eu o să vă rog să vă gândiți. Nu mă întrerupeți. Lăsați-mă să termin ca ideea. Soluție, dar... Domnul primar. Ce leu a cerut ce? Aveți un pic de răbdare și veți înțelege cât de, să nu zic absurde, dar cât de lipsite de importanță sunt doleanțele dumneavoastră legate de cer. Nu contează cine e proprietar, contează cine gestionează serviciul. Și atunci, singura formulă prin care în iarna asta putem avea apă caldă și căldură, le-am mai spus-o în particular domnilor care conduc în momentul ăsta orașul și județul, e o formulă de sacrificiu, o formulă de criză, o formulă cu mulți bani pe pierderi financiare, pe care nu-i poate susține Ploieștiul, că n-are buget. De-aia tot îl întreb. Nici Consiliul Județean nu poate în acest moment, dar Consiliul Județean are capacitatea să atragă niște resurse ca să poată plăti niște pierderi. Domnul Calotă, o să-mi permit să vă întrerup, pentru că mi-ați luat microfonul, da, să trecem peste lucrul ăsta și nu mi l-ați mai dat înapoi spunându-mi că o să puneți o singură întrebare. Nu vreau să fiu nepoliticoasă și să vă întrerup, numai că în momentul de față am deviat discuția către o chestiune legată de fonduri, în condițiile în care noi nu avem ce plăti. Adică nu avem apă caldă și căldură, iar primăria nu are ce să plătească în momentul de față. Ce plătește primăria? Dacă mai aveți 5 minute, v-am cerut răbdare. 5 minute. Să știți că am înțeles care este ideea și anume că primăria și Consiliul Județean ar trebui să lucreze împreună. Exact de ce am motivul pentru care am adus în fața 5 minute. Noastră. 5 minute au trecut, să știți, 5 minute deja. Poate alte 5 minute. Nu. Vreau să știți cu toții că tehnic, avem toate elementele de infrastructură ca să avem apă caldă și căldură în Ploiești. Tehnic. Domnul Calotă, există filmulețe pe YouTube făcute de colegii din presă, cărora le mulțumesc pentru că au fost vigilenți, colegii din presa locală, în care se vede foarte clar, cel puțin, CAF 2, care este o chestiune mare de rugină. E un cazan, plină de rugină. Cazan de apă fierbinte. Cazanul, așa se cheamă, abrevierea lui. Aveți perfectă dreptate, care este plin de rugină și care oamenii care lucrau acolo, domnul Cristescu a fost acolo și l-a văzut. Și eu am fost acolo, domnul. Vă cred. Păi credeți-mă, dar nu-mi permit să vorbesc. În momentul în care vine o societate care a câștigat un contract și spune ok, am câștigat contractul, dar eu nu pot să mai furnizez energie pentru că nu am primit toate documentațiile de la Consiliul Județean. Noastră veniți și spuneți, nu este adevărat, toate sunt în stare perfectă. Păi unde este adevărat? Ascultați-mă și pe mine până la capăt, pentru că dumneavoastră căutați de fapt sămânța discordiei. Eu caut un pic de pace, pentru că această criză, pentru rezolvare, are nevoie de pace și colaborare. Pentru că războiul nu ajută pe nimeni. Deci, CAF-ul ăla 2 de care vorbim, încă o dată, este soluția de rezervă pe funcționare în regim de vară a cetului Brazi. Ascultați-mă și pe mine, că sunt inginer și am mâncat pâine de asta. Deci, cetul Brazi... Dar nu contează. Noi dăm drumul la grupul 5, domnul președinte, grupul 5, care produce și căldură și energie electrică. Acest grup se găsește acum și domnul vicepreședinte care a fost acolo, ca și mine, poate să vă spună că mai sunt doar elementele de verificare a reparațiilor în mare majoritate gata făcută. Analiza nedestructivă a sudurilor, elementele care trebuie reieștirizate, pentru că e vorba de siguranță în funcționare. Nu poți da drumul la un cazan care explodează a doua zi pentru că oamenii aia intră în pușcărie. Numai că aceste etape trebuie urmărite ca ele să se termine, cum spuneați, la 15 octombrie sau la 1 noiembrie. După care, nu avem probleme în oraș. Ploiești are cea mai bună infrastructură de stații, pompe și conducte de distribuție. Cea mai bună din țară, vă spun. Deci elementele tehnice sunt pregătite să alimenteze blocurile din Ploiești. Mai rămâne ca cineva să plătească funcționarea acestui sistem și cineva să decidă. Iar toată povestea asta că trebuie să refacem licitație, v-am spus de la momentul când s-a aprobat caietul de sarcini că suntem în criză de timp. Și iată că se adeverește. Nu mai e timp de o altă licitație. Soluție de criză la o criză atât de importantă presupune încredințare directă și asumarea răspunderii. Bun. Revin la întrebarea pe care i-am pus-o domnului vicepreședinte. Sper că cu ea să calmăm lucrurile. De ce ați reziliat contractul? Declarația publică este a președintelui Consiliului Județean.
care a spus reziliem contractul. De ce ați reziliat contractul pe care tocmai îl încheiaseți? Pentru că nu a mai fi fost în situația actuală. S-ar fi reparat cu banii Consiliului Județean cazanele, câte sunt ele, 2, 3, 5, 7. Înțeleg că avem cea mai bună rețea din țară de conducte care ajung în blocuri. Ar fi existat o entitate care ar fi dat drumul la căldură și uite, ar fi fost căldură în Plăști. Acum înțeleg că de fapt nu mai are cine să dea drumul la căldură, că ADI nu are contract și se expiră pe 2 noiembrie, că primăria Plăiești de fapt poate să ia cazanul, dar Consiliul Județean îl ar da și nu îl ar da termoficarea. Deci de ce ați reziliat contractul respectiv? Am răspuns mai devreme la această întrebare și am spus foarte clar, pentru că la momentul la care președintele Consiliului Director ADI Termie a anunțat acest lucru, societatea termoenergetică trimisese deja notificare și oprise furnizarea apei calde. Am înțeles, dar nu poate să fie ăsta motivul. Ba da, pentru că acest... Ei spun că au oprit furnizarea apei calde pentru că nu aveau toate documentațiile și pentru că furnizarea nu se putea face în condiții de siguranță pentru lucrătorii de acolo și pentru rețeaua orașului. Da, din păcate, stimată, doamnă, situația... de la 13 mai până la 1 august, această societate a funcționat cu aceleași cazane. Ce legătură are ce spun eu cu ce spune dumneavoastră? Deci societatea a funcționat din 14 mai de când a preluat până la 1 august cu... S-a oprit apa caldă la 1 august pentru a se reface CAF 2. Rezilierea contractului a pus în stand-by această revenire, această refacere la CAF 2, care ar fi asigurat de la 1 septembrie. Îmi pare rău că spun lucrurile astea, dar asta e realitatea. Ați văzut ce catarage sunt ale acolo. Domnul Eugen, știți foarte bine că acea comunicare spunea reparație capitală CAF 2 cel puțin 30 de zile. Da. Da? Deci, oricum am rezistat, iertați-mă, oricum am rezistat 30 de zile cu toții, suntem în a 43-a zi deja, da? Nu s-a putut face acel CAF 2. Aia e o problemă minoră față de ce ne așteaptă. În Corect. Momentul ăsta eu am înțeles că vorbim, deci CAF 2 ar fi asigurat apa caldă pentru tot Ploieștiul, da? Corect. Dacă s-ar fi rezolvat, dacă s-ar fi refăcut din temelie acel CAF 2 în perioada 1 august 30 septembrie. Domnule Eugen, haideți că vă răspund eu și păi vă... Dar nu contează, să rezolvăm. Eugen, am să te rog să ascultăm și haideți să vă spun așa. Deci, în primul rând, vorbim despre CAF 2. Eu v-am explicat ce s-a întâmplat cu CAF 2. La fel de bine, și aici mă surprinde că domnul primar nu știe acest aspect, fiind în AGA ADI Termie, există un tag care putea foarte simplu să funcționeze. Da? Și o să îi arăt domnului primar, dacă nu are, o să-i dau aici pe document, așa cum domnul primar spune în fiecare conferință de presă, exact cum acest tag 2 a fost dat către ADI Termie și ADI Termie către Societatea Termoenergetică. Mai puțin documentația, domnul vicepreședinte. Nu, nu este am alergat după documentație și n-am reușit să fac rost de ea, pentru că mi s-a spus de la, iertați-mă, mi s-a spus de la Termoficare Prahova că au nevoie de documentație și de asumarea ADI Termo Prahova ca să dea drum. Deci, da? să vă spun... La turbină, pentru că turbina a fost trimisă... Dați-mi voie să termin, că știți cum îmi explodează vena până la urmă aici. S-a trimis acea turbină care ar fi putut asigura alternativa la CAF 2 de două ori, și cred că domnul primar Calotă știe chestia asta, de două ori s-a trimis-o Veolia în Statele Unite ca să fie refăcută. S-a plecat bou și s-a întors vacă. În sensul ăsta discutăm. Pentru că în momentul ăsta turbina, oricât de performantă ați crede dumneavoastră că este, din sursele mele, din Ișcir, ea produce șpan în filtrele de ulei. Da? Și atunci nu putem să folosim nimic. Dumneavoastră știți foarte bine că ați antamat și urmează să dați drumul la executarea lucrărilor din alea 3 milioane
probabil prin atribuire directă, chiar nu mă deranjează aici atribuirea directă, mă deranjează când vine vorba despre tariful la gigacalorie, și asta e o altă discuție, o să dați drumul la cazanul 5 și turbina 5, aceea care este pe cogenerare și trebuie obținută licența de către cine va avea acest serviciu și pentru, și pentru electricitate și pentru, și pentru energie termică. Suntem într-o situație critică. Domnul primar, domnul Calot a subliniat foarte bine lucrurile, dar dânsul e mult mai tehnic și mult mai pe economică, știe foarte bine din experiența domniei sale. Eu sunt preocupat de situația juridică aici. Situația juridică este cea mai încălcită în momentul ăsta, care ne disperă. Pe mine, eu nu mai văd cum am putea să rezolvăm soluția dacă dumneavoastră nu găsiți o cale de comunicare să lăsați, să faceți cumva să funcționeze lucrurile în momentul ăsta așa cum sunt, cum bine spunea și domnul Calotă, și încet, încet să faceți acest transfer, să faceți cumva, pentru că dacă se termină pe 2 noiembrie acel contract și Adi Termoprahova se uită ca curca în lemn și nu face nimic, în momentul ăsta nu face nimic, da? Eu nu văd să facă un vreun gest de Adi Termoprahova. Și Adi Termoprahova în momentul ăsta este cea care poate să organizeze licitație, să facă ceva. Nu face nimic. Da? Asta am vrut să spun. Vă rog. De cine-i condus Adi Termoprahova acum? Mai are director? Nu mai are? Cine la acest moment, domnul Tisanu, prin demisia lui, nu mai este directorul Adi Termo, da? Nu, n-a spus așa ceva. Bun, cine conduce Adi Termo? Înțelegem că până se înființează, dacă s-o înființa societatea Consiliului Local, până Consiliul Județean o să decidă dacă dă sau nu dă cazanele la primărie, până la momentul respectiv există acest Adi Termo, care există Consiliul Local, Consiliul Județean și cine a mai vrut să facă parte din el, care se ocupă de termoficarea din Ploiești, da? În care înțeleg că există ședințe AGA la care părțile nu participă și în care nu se ia nicio decizie. Da? Cine îl conduce pe acest Adi Termo, care ar trebui să ne dea o soluție, cum spune și domnul Cristescu, este ceva încâlcit. Deocamdată este singura entitate juridică care ar putea să salveze problema. La acest moment nu există doar o singură entitate. Da? Există Consiliul Județean, există Consiliul Local, care la ambele foruri au decis, să spunem, un drum de urmat. Iar acel drum de urmat este așa, după cum s-a solicitat, cedarea CET-ului către Ploiești și înființarea acestei societăți, care, dacă această societate se va înființa în timp, să zicem, cât mai scurt, are toate șansele ca până pe 15 octombrie, hai să spunem 1 noiembrie, să furnizeze atât apă caldă cât și căldură. Cum bine spune domnul Calotă, domnul primar Calotă, da, trebuie colaborare. Și aici, încă o dată, am rugămintea către domnul primar să pună în valoare deciziile Consiliului Local Ploiești. Concret. Să înființați societatea. Ne-am dat drumul, am înființat. A doua zi după ce mi s-a dat, s-a dispus să luăm CET-ul, am înființat și comisia ca să preluăm. Las din bani. Cum? Sunt acolo, stimate domnule. Domnul, eu zic să mergem mai departe. Este a 10-a oară că mă întrerupeți, eu înțeleg și beneficiați de toată dragostea. Eu v-am spus foarte clar că toate procedurile sunt de început. 1. Revenind. Deci până acum nouă ploieștenilor ne este clar, știu, nu vorbim în trecut, că trebuie să apărăm oamenii. Da? Ne este clar că nu a funcționat termia. Da, și că, și doamne, nu v-am întrebat. Dacă doriți, eu nu... Eu înțeleg, dar haideți să revenim la subiect, vă rog. Deci asta este subiectul. Subiectul este simplu. Da? Subiectul este simplu. Și Emil a avut dreptate și oricum pe departe e cel mai tehnic dintre noi. Este cel care și în Consiliul Județean a spus, atenție, ai o prostioară cu soia Ploieștiului și să rest să facă și să vedem din ce trăiești. Dar încă o dată, eu mă supun dispoziției date pe hotărâre de Consiliul Local. Revenind, ne este foarte clar că jocul ăsta funcționează, nu funcționează, dăm bani pentru revizie, dar de fapt nu e revizie, avem tag-ul, dar nu avem licențe,
Atenție, tagul, și aici o să te rog să mă cenzureze, Emil, înțeleg că produce 20 de megawatts mai mult decât suficient pentru apa caldă în oraș. Nu, nu, a tagului, vorbeam din tot ce înseamnă... Am putea să nu ne pierdem în atâtea detalii tehnice, când știm cu toții că, de fapt... Bun, revenind, din punctul meu de vedere... Domnul Duciu, încă o dată, dacă m-ați chemat, eu stau și tac și ascult ce spuneți noastră. Noi vă mulțumim pentru că ați acceptat... Soluția noastră este foarte simplă. Ce a dispus Consiliul Local? Să luăm cetul. Aia face. Păi și adică ce ar trebui să fac eu, concret? Nu vă enervați, stați cam, nu... Bine, enervați. Eugen, n-am vrea să avem și altfel de evenimente aici, adică să nu ți se întâmple ceva, te rog. Revenind, ne e clar tuturor, ca să revenim cu picioarele pe pământ sau pe parchet, că nu sunt probleme de natură juridică sau de natură tehnică, ci sunt probleme de comunicare. Într-o instituție și alta și nu într-o instituție și alta. Asta este părerea noastră. Este părerea mea cât se poate... Domnul Dociu, atunci vă întreb simplu eu, vă întreb simplu. Am înțeles, eu vă întreb simplu. Consiliul Local Ploiești a emis o hotărâre care a fost verificată de legalitate și s-a solicitat cetul. De ce nu ni-l dau, dragilor? Toată lumea are numai eu, n-am. Dați-mi și mie să vorbesc, că ne învârtim. Băi, nu, domnul primar, haideți să ne întoarcem la 48, ca să zic așa. Avem Aditermo. Ce face? Dumneavoastră a solicitat 4 întâlniri, nu s-a rezolvat ca să se organizeze licitația. Avem soluția cu ce s-a aprobat în Consiliul Local pentru ca să se înființeze societatea. Tot așa, Eugene, tot printr-o procedură care trebuie să înceapă. Ok, ce ok. Se domnul primar, haideți că vă întreb și eu. Dacă spuneți că totul merge în procedura Adi Termo, vă rog, spuneți-mi și mie, cum ați încredințat dumneavoastră serviciul public de transport în Ploiești? Către TCE? Păi vă spun eu că există o altă procedură. O să vă rog să ne calmăm. Haideți să ne calmăm. Revin și vă spun. În momentul în care Consiliul Local a dispus să luăm cetul, da? A doua zi, vă rog să verificați, am făcut comisia pentru preluare și inventarie. Durează 6 luni. Bineînțeles. Eu tot explic lucrurile astea. De ce? Pentru că vorbim nu de o mașinuță. Da? Vorbim de o chestiune foarte importantă și complicată, de un întreg sistem. Exact. Are infrastructura pe care o are primăria, vă repet, este de la PT la bloc. Păi așa a decis Consiliul Local. Prima tură, ascultați-mă, dacă mă tot întrerupeți, nu avem cum să comunicăm și să înțelegem. Poate că sunt eu de vină și încerc eu să înțeleg. Dar lucrurile sunt simple. Nu ni se dă până un alt acetul. Este o uzină. Toate elementele componente de acolo fac parte dintr-o logică a instalațiilor. Cazanul 5, cazanul 6 și tagul sunt pe cogenerare, corect? Turbinele. Bun. Ele, în general, erau folosite pentru o anumită temperatură iarna și se completa cu tagul în contextul în care temperatura creștea, deci și solicitarea populației, sau mă rog, nivelul, trebuia mărit. Acolo nu poți să iei mai întâi gardul și cu cabina portarului și după care să mai iei un cap și după care să mai faci ceva. Acolo trebuie să iei tot. Bun. Ce a spus Consiliul Local? Mă, fraților, îl luăm. Și ce a decis Consiliul Local? Mă, îl luăm, dar funcțional. În momentul ăsta, el nu funcționează. De ce? Pentru că dacă ar funcționa, și sunt convins că nu este de rea credință niciun membru al Consiliului Județean, da? Ar da drumul până se face transferul la apă caldă. Dar este clar că este o problemă tehnică. O problemă tehnică care este, că spuneți că nu am nimic, în patrimoniu Consiliului Județean. Financiar, absolut în totalitate de acord cu Emil pe această temă. Deci este vorba de un efort financiar pe care noi l-am calculat la nivelul trecerii iernii, deci sfârșitul octombrie, noiembrie până în martie, de aproape 320 de milioane de lei. Nu, de lei le-am pus noi, dar pe o piață a energiei pe care vrem, nu vrem, că n-am inventat-o noi la Ploiești, în momentul ăsta este total schimbătoare.
pe o piață care solicită în momentul ăsta banii în avans. S-a făcut un contract bun, așa s-a făcut, sigur, urmarea ceea ce se întâmplă la nivel internațional, cu avans. Niciodată, și te rog, contrazi-mă, Emile, noi nu am plătit pe contractul vechi avans sau nu ne-a interesat ce înseamnă rezervarea de gaze și suma plătită de către operator. Doar acum ne cer cumva banii în avans, da? Bun. Mai e o problemă pe care noi trebuie să o punem și am tot invocat-o, iar aici mie nu mai îmi place să mai scot hârtii, că hârtiile nu ne ajută să ne încălzim. Da? Dar tot spunem, domnule, avem ordonanța 27, articolul 10 și 11, în care se spune foarte clar că cei care trebuie să facă rezervarea pentru eventuala cantitate de gaze, că vă dați seama că nu știe nimeni cum va fi iarna, da, mai grea, mai ușoară, primar, sunt cei care dețin cetul. Vă rog, să vă spun ceva? Ceva? Deci ca om din afară, când vezi un primar al orașului care spune, noi am luat ăla, dar o să ne ia 6 luni ca să-l intervievăm în buza iernii, nu pare altceva decât că vrea să paseze cumva pisica moartă în grădina celuilalt. Nu, doamnă, pisica moartă e în grădina celuilalt. Și noi nu dorim decât să încercăm să ajutăm și ne trebuie specialiști cum sunt aici. Nu poezii și nu teorii la care vă dăm cetul, mai vedem ce facem cu el. Se poate să spun și eu ceva? Chiar vă rugăm, pentru că ideea e să dialogăm aici, nu să purtăm cetul monolog fiecare. O să vă rog să luăm o pauză, o să rog pe Claudiu nostru să... Două secunde. O secundă, vă rog. Vreau să fac un anunț important, că toți suntem la probleme tehnice. Referindu-ne la faptul că avem și un reprezentant al ISCIR, care va veni alături de noi, a venit de la București, este vorba despre inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial Brașov, de care aparține practic Ploieștiul, și care ne va putea spune în cunoștință de cauză despre aspectele tehnice ale situației. Dar până să ajungem la aspectele tehnice și până să-i dăm cuvântul și vicepreședintului Consiliului Județean, aș vrea să îmi continui și eu ideea și să spun că, dincolo de toate aceste aspecte juridice, tehnice și de altă natură, cele mai importante sunt discuțiile dintre oameni și comunicarea. Eu am văzut că în România orice problemă, oricât de complicată, se rezolvă cât ai bate din palme, sau cel puțin uneori, atunci când există bunăvoință. Și cred că asta lipsește în momentul de față. Și ne dorim din suflet ca aici, la Cafeneaua Comunitară, să vă dăm ocazia celor care până acum poate v-ați războit, poate ați avut controverse, să vă așezați totuși la aceeași masă, nu acum, în seara asta. Da, să acceptăm ideea că nimeni n-are de câștigat. Ploieștenii sunt cei care pierd cei mai mult, dar și dumneavoastră, fiecare dintre cei care sunteți mai ales implicați în viața politică, veți pierde pe termen lung. Întrucât imaginea noastră va avea de suferit. Oamenii vă vor reproșa, fie că sunteți sau nu vinovați, și nici nu mai contează cine e vinovat în toată povestea asta, din păcate. Adică cred că sunteți conștienți până la urmă de aspectul ăsta și ar fi foarte important să reușiți să treceți peste, nu știu, poate peste orgolii, să încercați să găsiți și nu mă uit în ochii unuia sau altuia dintre cei care sunt aici sau care nu sunt aici, că e vorba și de personaje care nu sunt aici. E important să vă așezați la aceeași masă, să rezolvați disputele pe care poate le aveți. S-a menționat la un moment dat despre un cuplu politic că a divorțat. Eu am văzut în România și divorțuri civilizate și divorțuri mai puțin reușite. Eu aș vrea ca divorțul ăsta să fie unul civilizat până la urmă și să n-avem noi copii de suferit de pe urma acestei ruperi de mariaj. Poate cel de sus o să vă dea gândul cel bun fiecăruia dintre dumneavoastră și să depășim diferențele astfel încât să rezolvăm problema. Când aud de 6 luni, de 12 luni, vorbim de un sistem care a funcționat până la 1 august, când cineva a luat decizia de a opri și care acum nu mai poate fi repornit din cauza nu știu câte chichițe. E ca și cum eu aș scoate aparatul de radio din priză și brusc descoper că nu mai funcționează din cauza unor proceduri, e absolut nefiresc. Sunt convins că lucrurile pot fi rezolvate dacă există bunăvoință din toate părțile. Și că dacă vă așezați la aceeași masă, cu bunăvoință, veți găsi și soluția potrivită. Mai devreme de 6 luni. Că eu când aud de 6 luni, am deja la propriu frisoane. Pentru cei care au trăit acele vremuri e cu atât mai frustrant să știi că ai revenit la perioada cazanului de rufe cu apa încălzită pe aragaz, fără doar și pot.
Ce e sigur e că nu rezolvă situația, genul ăsta de... Din păcate, neavând un microfon, nu vă auziți și acasă, da? Nici noi nu vrem să ne gândim la asta. Da. Haideți să-i dăm voie și vicepreședintului Consiliului Județean să-și continue ideea sau să ne prezinte situația din perspectiva domniei sale, dar poate ținând cont și de ceea ce v-am spus puțin mai devreme, după care domnul Riza, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial Brașov, ne va spune și care e situația din punct de vedere tehnic de la cineva care autorizează sau nu autorizează un sistem să funcționeze sau nu. Bun, mulțumesc. Spuneam mai devreme, am auzit și în conferințe de presă, dar și astăzi aici, domnul primar face referire la ordonanța 27 și spune ceva de genul acesta. CET-ul este al Consiliului Județean și potrivit articolului 10 și 11, articolelor 10 și 11, Consiliul Județean este proprietar și el trebuie să plătească gazul. Mă surprinde, sincer, mă surprinde că domnul avocat, în primul rând Volosevici, nu citește articolul, nu citește aceste două articole, 10 și 11. Articolele 10 și 11 din Ordonanța 27, care a fost modificată pe 1 septembrie cu o alta 116, face referire la producător de energie termică. Nu face referire la proprietar. Sunt doi termeni diferiți. Da? Ca să vă explic ce înseamnă... Nu. Mă ascultați până la capăt. Proprietar este diferit de producător. Producătorul de energie termică, vă spun din normativ ce înseamnă, înseamnă, două secunde, că trebuie să dețină o licență. Ori Consiliul Județean nu deține această licență, deci este în imposibilitate de a plăti gazul. Deci noi nu avem o societate comercială care deține o licență ca să plătească gazul. Din acest motiv, Consiliul Județean nu poate da bani pentru gaz, domnul primar. Sincer, cum să zic, eu am făcut acest exercițiu, da, să citesc aceste două articole din lege, aseară, când am văzut conferința de presă a domnului Volosevici. Chiar mă surprinde că nu proprietar și producător sunt doi termeni diferiți, asemănători. Dar, exact ce spuneam, sunt tertipuri, da, prin care încercăm să inducem în eroare... Am să-i rog pe colegii mei să aducă și un microfon, dacă tot avem un dialog cu sala, dar microfonul să fie amplasat aici, unde am stabilit de la bun început, și într-o manieră... O să vă reamintesc că aveți posibilitatea să adresați întrebări, să le puneți în bol, le promiteți domnul primar, domnul vicepreședinte și domnul prefect că o să răspundeți la toate întrebările care ies din seara asta? Ca să calmăm lucrurile, deci toate... Cu condiția să fie la obiect, ar putea cu fi și altfel de să fie la obiect, evident. Nu la toate, care nu o să putem să luăm toate întrebările din sală, evident, dar în zilele următoare, cu colegii de la Fundația Comunitară, o să vă trimit întrebările și... bun, deci o să vă rog să scrieți întrebările, o să existe un bol unde o să puteți pune întrebările, o să tragem la sorte aici ce întrebări punem. O să-i rog și pe colegii din presă, care au fost de partea noastră și care au fost de partea ploieștenilor în tot acest timp, să se gândească la câteva întrebări. Și o să... O să vă rog să ne calmăm, că dacă ne scoatem, nu ajungem la nicio concluzie. Le punem întrebările. Dacă îmi permiteți, oare de cuvânt a domnului
Eu din răspunsul domnului Apostol am înțeles că evident că poate plăti Consiliul Județean, adică dar unei societăți comerciale care ea va achiziționa gazul și poate achita eventual facturile. Cred că despre asta e vorba, că n-aveți voie să operați, ci trebuie să apelați la o societate comercială licențiată. Deci, care o societate comercială va putea prelua acest... pentru că va deține o licență. Dar pentru că vorbim de licențe și de autorizații, îl avem și pe inspectorul șef al inspectoratului Ișcir, așa că vă rugăm, domnule Riza, să ne spuneți care e situația în momentul de față al sistemului de termoficare din Ploiești, al CET-ului Brazi și dacă sunt probleme din punctul acesta de vedere. S-a discutat și despre faptul că acea societate care a câștigat sau asociere de firme care au câștigat cele două licitații n-ar fi fost autorizate Ișcir. Care e problema? Sau există vreo problemă de funcționare? De asemenea, s-a vorbit că ar reprezenta un veritabil pericol acel cazan sau acele cazane în cazul în care n-ar suferi reviziile necesare. Spuneți-ne cât de gravă e situația tehnică. Aluat-o, da. Deci, sunt două chestii foarte diferite. Din punct de vedere al tehnic, că de fapt despre asta trebuie vorbit, procesul de autorizare pentru cazanele 5 și 6 a fost pornit din luna mai, când Ișcir a dat verde, ca să zic așa, la programul de expertiză. Numai că s-a oprit pentru că a existat o lipsă de finanțare a etapelor următoare. Pentru CAF-ul 2, care vorbim de apa caldă a municipiului Ploiești, pentru CAF-ul 2 există un memoriu acceptat de Ișcir pentru reparare. Nu știu din ce motive, probabil tot lipsă de finanțare, nu s-a început repararea. În momentul când au existat aici discuții și păreri, e adevărat, în momentul când funcționează, funcționează. Că se poate opri într-o oră sau că se poate opri în 5 luni, 8 luni, nimeni nu știe. Dar odată oprit, s-a făcut mai mult rău. Adică oprit și trebuia automat și reparat. Oprit ca acum să-l închidem și să-l îi facem o probă de presiune și să-i dăm drumul din nou să funcționeze, nimeni nu știe. Că poate funcționa o oră, poate funcționa până la scadență, din punct de vedere al hârtiilor, el CAF-ul 2 parcă e scadent în decembrie. Sigur că e un pic aiurea să faci o verificare, să oprești un cazan și să faci o verificare în decembrie când știm bine ce înseamnă ca temperatură. Din acest motiv am înțeles că s-a dorit repararea lui și cu ocazia asta verificarea de către CNCIR mai devreme de termenul de decembrie, tocmai ca să nu ne prindă sezon. Cine, n-am fost de față, am înțeles că cineva a zis așa, întreacă 6 luni. Eu cred că întâi trebuie soluționat până la urmă cine plătește. În momentul când, să zicem, s-a dat drumul verde la hai să facem treabă, cel puțin 3 luni de zile va mai dura, 5 și 6, 3 luni puțin spus. Iar CAF-ul 2, eu zic o lună. Poate da apă caldă după reparație. Poate da apă caldă și acum, dar nu există persoană, cred eu, și sunt convins, care să apese pe buton. Deși, repet, legal, în hârtii, el poate să funcționeze. Dar starea lui este jalnică. O probă de presiune, e adevărat, la rece, se poate face, este un indiciu dacă să-l pornim sau să nu-l pornim. Ne spuneți că nu o să avem căldură și apă caldă la iarnă în Ploiești. Care ar fi soluția tehnică? Păi soluția e să apuce de treabă. Ceea ce nu știu dacă s-a vehiculat, este că pe lângă aceste cazane mai sunt o groază de echipamente, conducte,
și echipamente care au scadență acum, în septembrie sau octombrie. 10, 15, nu știu precis. Păi, de astea nu vorbește nimeni. Chiar dacă fac cazanul, chiar dacă îl fac cazanul să funcționeze pe flux, nu pot funcționa fără celelalte echipamente autorizate. Și haideți să vă mai spun una care nu e mare secret, dar văd că iar este lăsat așa. Există o obligație ca deținătorii care au echipamente care funcționează sub prevederile prescripțiilor ISCIR să aibă angajat sau, mă rog, serviciu extern, o persoană, un fel de responsabil ISCIR, care RSVTI, cine știe, da? E, acest RSVTI, din informațiile pe care le avem noi ca ISCIR, ar fi plecat și ar fi dat demisia. Deci asta înseamnă că la ora actuală, dacă mai funcționează ceva în acest cet brazi, funcționează ilegal, pentru că obligația unui nou RSVTI este de a se anunța la ISCIR în termen de maxim 15 zile. Ori ISCIR-ul din Brașov nu are cunoștință de un alt RSVTI față de cel vechi. Cu ocazia cine, asta vreau să... De cine era angajat respectivul om? De deținător. Adică deținătorul este fost... Consiliul Județean? Sau de către firma de către societatea care exploatează sistemul? Poate fi angajat și de societatea care exploatează. Deci, un echipament, în momentul când se înregistrează la ISCIR, el poate fi înregistrat atât de proprietar, cât și de utilizator. Depinde de relația contractuală între ei, cum să înțeleg ei. Am înțeles. O singură întrebare. Acele echipamente care se află la limita funcționării, din punct de vedere al dumneavoastră, au fost exploatate de Veolia sau de către cine? Care tocmai s-a retras, nu cu mult timp în urmă. Nu știu, cine a fost? Nu ne interesează pe noi chestia asta. Nu, ne interesează pe noi în măsura în care am găsit și încă o explicație pentru care s-a retras o anumită firmă și a venit o altă. La ISCIR... Haideți să revenim un pic, totuși să găsim... Haideți să ne... Bun, haideți nu, aici vorbeam de autorizarea echipamentelor, da, și nu de licența. Da, strict. Probabil. Eu vorbeam de echipamentele pe care le-a exploatat sau de utilajele pe care le-a avut în administrare. Pentru că deci, Veolia s-a angajat să-și facă o serie de modernizări. Ca de... să înțelegeți, un echipament, dacă este nou, prima autorizare, cât și din 2 în 2 ani sau din 4 în 4 ani, deci sunt niște termene bine stabilite. Verificarea este făcută de CNCIR, de o companie care face verificări. ISCIR-ul doar autorizează ceea ce se face. La ISCIR trebuie să depună deținătorul sau utilizatorul de echipamente, trebuie să depună o adresă cu un proces verbal care îi schimbă starea de funcționare a echipamentului. Adică, dacă îl opresc, anunță ISCIR-ul că l-am oprit, dacă s-a continuat funcționarea, se anunță prin acel proces verbal sau care se face de către CNCIR și se prelungește scadența. Încă o dată, CNCIR-ul este cel care verifică și în teren și verifică și actele. Noi, ca ISCIR, în primul rând, este ce v-am spus mai devreme, trebuie să ne asigurăm că sunt întrunite condițiile de funcționare în siguranță, respectiv în primul și în primul rând acel RSVTI de care v-am vorbit. Deci fără acel RSVTI prin care deținătorul aduce la ISCIR lista de echipamente funcționale și în funcție de asta mergem mai departe, ori ce să vă spun,
Acum nu există nici o adresă din partea deținătorului sau utilizatorului care să spună o persoană sau o firmă este RCVTI și nici o listă de echipamente. Am auzit fel și fel că un echipament s-a predat, că unul nu s-a predat. Că... Bun, haideți, știm care este situația, da, o oră exact, și jumătate să... aproape am ajuns la fiecare a înțeles unde este. Vă rog, am înțeles că CAF 5 și 6 nu pot fi puse în funcțiune în următoarele 3 luni din punct de vedere tehnic. Există, cazanele fiind la fluaj, măsurătorile, care, un program de expertiză, în afară de ceea ce vreau să fac, ca să fie pe înțelesul tuturor, și Ișiro a aprobat în mai, urmează aceste măsurători. Măsurători de grosim, de sudură, bun, dar... Sunt chestiuni tehnice, cazan, durează, a spus mai devreme că durează 3 luni, deci da? 2 luni minim, bun, durează. CAF 2 pentru apa caldă se repară CAF și la vreo lună. Se repară, îi dăm... Care ar fi altă soluție tehnică ca plăieștenii să aibă apă caldă și căldură în cel mai scurt timp? Și cel mai scurt timp nu înseamnă în decembrie, ianuarie sau la anul, ci în câteva săptămâni sau într-o lună. Cred că singura soluție de genul acesta ar fi, dacă ar exista resurse, să-și monteze fiecare câte o centrală termică. Dar știm foarte bine cât costă o centrală termică și că tendința e să desființăm centralele termice, da, de apartament și să avem un sistem, să zicem, semicentralizat cu centrale de cartier sau măcar de unitate locativă, așa încât e o soluție doar teoretică. Oamenii sunt tentați să facă pasul ăsta. Cred că în Brașov s-a întâmplat cu ani în urmă, când CET-ul obișnuia să debranșeze blocuri întregi în care erau doar câțiva răuplani mici și atunci oamenii încet, încet și-au instalat cu toții centrale și CET-ul, nici nu știu ce s-a mai întâmplat cu CET-ul. Mai există? A fost și la noi în Ploiești punctele termice care aveau. Dar adică putem ajunge acolo, da? O soluție tehnică? Să zicem că toată lumea se împacă. Știi ce se întâmplă? S-a vehiculat... Când ar putea fi, din punct de vedere tehnic, cel mai devreme momentul la care s-ar putea da drumul la apă caldă și căldură? S-a vehiculat ca idee, în vizite pe care le-am făcut acolo, că ar exista intenția de a pune, de a monta două cazane închiriate, cumpărate, nu știu, două cazane care să... Este o soluție care se practică și care să asigure agentul până le rezolvăm pe astea. Nu știu ce s-a întâmplat. Din punct de vedere al Ișirului, noi dăm tot acordul ca să meargă treaba foarte repede. Dar cu ce există acum acolo? Se poate relua? Da, da, da. Tehnic? Se poate, poate relua? Momentul se poate, de, se poate. Când? Care ar fi momentul? Păi nu știu. Pot asigura și căldură, pentru că depinde cine le alege, cum le alege, au fost variante. Vorbim despre cele care ar fi care închiriate. Pun, da. Ele pot fi închiriate, pot fi și noi și second hand. Dar nu. Cu ce acolo se poate relua? Poteți? Cu ce este acum acolo se poate relua? Cu ce este acum nu se poate relua nimic. Unde mai pui că nici nimeni nu-și asumă răspunderea să facă lucrul ăsta, chiar dacă teoretic ar mai putea funcționa până în decembrie. Eu... Domnul vicepreședinte, îmi cer scuze, voiați să dați... Da. Vreau doar să aduc o completare și o noutate. Într-adevăr, responsabilul RSDVTI al societății, al utilizatorului, să spun așa, termoenergetica, a plecat. Culmea, a plecat chiar la CNGIR. Termoficare Prahova. Scuze. Termoficare Prahova. Astăzi am semnat un contract cu un nou reprezentant, urmează să primiți probabil... Superb, da, da? Ok. O să ne apropiem ușor, ușor de final, o să le rugăm pe... Dar sigur că mai noastre sunt și întrebări, am promis că da, vor da, fi da, câteva da, întrebări asta din public. Avem un bol cu întrebări și o să tragem la sorți, să sperăm că sunt niște întrebări inspirate. Vreau dacă să... nu... Și o să rog pe colegii din presă, cine vrea să pregătească o întrebare, și câteva întrebări, da? Să pregătească câteva întrebări. Are cineva ceva împotrivă ca domnul Riza să extragă prima întrebare? Și vom vedea cui se adresează, da, nu nicio. Vreau să vă mai spun că de câteva luni bune încercăm să punem pe picioare Ișirul din Ploiești, așa cum a fost până în 2010. S-au angajat persoane, atât inspectori cât și cele...
contabil și așa mai departe. Dacă aveți solicitări care țin de Ișirul de Ploiești, din Ploiești, adică Prahova, Buzău și Ialomița, puteți depune și la Ploiești. Adică nu este nevoie să facem drumul până la Brașov. Ișirul din Ploiești, deocamdată, și sper că va fi spațiul, l-am găsit destul de bine, este deasupra Siromului, ca să știți. Mulțumim pentru această informație. Să extragem biletul. Oricum, deci la următoarea dezbatere vine cineva de la Ișir Ploiești, da? Să ne spună care e situația. Dacă până atunci se operalizează Ploieștiul, sigur, deocamdată Ișirul din Ploiești merge sub Ișirul din Brașov. Dacă îmi dați voi, ați extras biletul, am să citesc eu întrebarea, în cazul în care mă descurc și cu scrisul. În cazul în care sistemul de termoficare va fi preluat de Primăria Ploiești, care sunt pașii pe care primăria îi va face pentru furnizarea imediată a apei calde și a energiei termice, ținând cont de prevederile legislative în vigoare? Georgiana a adresat această întrebare. Domnule primar... Deci, în primul rând, trebuie să modificăm hotărârea de Consiliu pe studiu de oportunitate. Este obligatoriu conform procedurii. Studiul de oportunitate votat anul trecut de către Consiliul Local a ales ca variantă de lucru concesiunea serviciului. Dacă facem în procedura legală încredințare către societate, primul lucru trebuie modificat asta. Asta este o chestiune foarte simplă. Într-o ședință de Consiliu de îndată, consilierii locali, dacă decid, modifică varianta de lucru. De acolo încolo, încredințarea și, bineînțeles, ca să fie preluat, pentru că s-a vorbit și ați văzut că în ciuda supărării unora, eu nu vorbesc aiurea despre cum arată tehnic CET-ul. Fondul problemei nu este dacă transmitem dintr-o parte în alta, fondul problemei este bun. Mâine a ajuns la Ploiești, cum îi dăm drumul, funcționează sau nu legal, ce ardem în CET. Și atunci mi s-a părut... Și am intervenit la momentul la care s-a dispus în Consiliul Local și s-au făcut amendamente. Și s-a făcut un amendament prin care ni s-a spus foarte clar că da, preluăm CET-ul după ce tehnic este funcțional. Auziți care este situația. Pentru următoarea întrebare, Eugen, nu înțeleg, n-ai ochelarii, nu? Există un plan sau un proiect de urmărire prezentă și de perspectivă privind furnizarea și capacitățile de asigurare a facilităților necesare funcționării tehnice a orașului? Mărturisesc că pare o întrebare de inginer, așa? Să nu se supere inginerii pe mine. N-am înțeles foarte bine, dar poate a înțeles cineva din... Nu știu la ce se referă. Că e perfect, înseamnă că nu sunt singurul... Nu, sunt mai multe lucruri, dar putem răspunde. În primul rând vreau să precizez foarte clar, toți cei care au întrebări, este invitația deschisă pentru mâine sau când doriți, între ora 10 și ora 12 cu presa la primărie pentru a discuta pe hârtii, pe documente, tot. Nu am niciun fel de modalitate de a rezolva această problemă, pentru că este evident că timpul este restrâns, așa că invitația este deschisă. O să vă rog frumos ca prin colegii de la presă sau prin cei de la presă să vă înscrieți și eu vă aștept cu dragă inimă și discutăm pe hârtii, pe documente, în schimb, și mă bucur foarte mult că domnul inginer a venit, ați ascultat și realitățile vis-a-vis de starea tehnică a CET-ului. Îi primiți și pe cei de la Consiliul Județean? Absolut niciun fel de problemă. Doamne, eu n-am o problemă cu cei de la Consiliul Județean, n-am o problemă cu nimeni. Se merge pe o teză falsă, și anume... Domnul primar... Dați-mi voie să vă spun ceva. Când veniți cu un astfel de tricou, aveți așa, transmiteți un anumit Doamnă, mesaj. Doamnă, atunci dați-mi voie să vă răspund și eu. Am auzit de-a lungul timpului mai multe teorii. Prima, Volosevici nu vrea în RASP să dea drumul la apă caldă. A doua zi v-am demonstrat că nu se poate. Juridic corect era ilegal. După care, funcționează perfect toată instalația. Vă rog să nu mă credeți, verificați declarațiile publice și declarațiile reprezentanților Consiliului Județean. Poftiți, vă spune un specialist cum funcționează tehnic. Avem un alt specialist și cu experiență în administrație care ne spune, oamenilor, nu o să poată doar primăria. E un întreg un motor și este, trebuie absolut și Consiliul Județean și Consiliul Local și să încercăm să punem bani... Bun, vă rog să continuați, o să vă rog să continuați. O să vă rog să continuați pentru că ne auzim în microfoane.
Este o întrebare, domnul Dociu, că nu știu dacă se răspunde. Avem o următoare întrebare, care pare cumva desprinsă de pe tricoul dumneavoastră. Cu siguranță că putem vorbi din ce în ce mai tare și unii și ceilalți încercând să ne acoperim, dar nu cred că asta e soluția. Da. Aveți ocazia să scrieți întrebarea, să o transmiteți în scris. Știu că e frustrant pentru că toată lumea are câte o întrebare, dar cred că asta e întrebarea tuturor, chiar dacă pare desprinsă de pe tricoul dumneavoastră. Și anume întreabă cineva, când se va da drumul la agent termic? Nu știu cine îl ține închis, dar când se va da drumul? Nu aud, că țipă domnul. Când se va da drumul la agent termic? Foarte simplu. Din punctul meu de vedere, există variante de lucru. Unu, în momentul ăsta până ADI, ținându-se procedura de achiziție, încredințarea către o societate, care, de ce nu, ca soluție tehnică să închirieze cele două CAF-uri, dar care să poate asigura și ce înseamnă furnizarea iarna, timp în care să lucreze fără să mai facem hocus-pocus, reziliem contractul, tăiem fundul CAF-ului, dăm dispoziție să-l pună la loc fără să-l refac, sau mă rog, foarte greu pus la loc, pentru că, și informația mea este, luați-o de la un jurist, aici sunt specialiștii, că de fapt problema a doua a CAF-ului, presupunând că ar fi de mâine reparat, este cum îl repornești, că înțeleg că există o întreagă tehnologie și numai specialiștii pot lucra acolo, da? Astea sunt soluții. Mi-e din ce în ce mai clar că, de fapt, într-un fel sau altul, poate cine știe, chiar supărați pe mine, vom ține o ședință AGA, se va începe o procedură, pentru că, vă repet, că este societatea primăriei, că este o altă societate, încredințarea și în regim de urgență se face printr-o procedură. Care procedură trebuie să aibă în spate un caiet de sarcini, ce trebuie elaborat și aprobat de către CL și de către CJ. Haideți să facem pasul ăsta. Și în contextul în care specialiștii, că toți ne dăm cu părerea, toți știm, toți facem. Aici, de lucrul ăsta mă feresc. Specialiștii spun foarte clar care este situația, atunci haideți să începem demersurile pe demersurile legale, pe achiziționarea, sau mă rog, serviciului de a închiria două CAF-uri care să ne pună în postura de a furniza agent termic, atât pentru căldură, cât și pentru apă caldă și pentru căldură, da? Dar hai să-i dăm drumul odată. Oricine, ADI în momentul ăsta. Asta cu închirierea s-ar putea rezolva și printr-un parteneriat sau printr-o sponsorizare, că știu că multe obiective din oraș s-au realizat nu pe banii primăriei, ci cu bani de la agenții economici. Nu este același lucru, dar mod sigur este o problemă foarte importantă care se va rezolva, dar cineva și entitatea, puteți să spuneți ce doriți, în momentul ăsta, de asta și insistăm ca primărie și ca și Consiliul Local, este această procedură poate fi făcută de ADI termie. Punct. Poate. Ba da. Poate, nu are cum. Pentru că este un contract în derulare 90 de zile. Deci nu are cum. Contractul în derulare 90 de zile. Bun. Ați vorbit din nou peste mine. În primul rând se spune maxim 90 de zile. Maxim 90 de zile, domnul Cristescu, informați corect. Dacă noi acum 20 de zile, 90 de zile este obligativitatea celui care i s-a reziliat, maxim. Dacă în acest timp, poate înțelegeți, în acest timp noi am fi ținut o procedură de achiziții și ar fi venit o nouă societate sau ar fi găsit o formulă în regim de urgență. Ascultăm. Haideți să ne calmăm, să mă luăm o întrebare de la colegii de la Antena 1. Colegul nostru, Cristi Georgescu, are o întrebare, dar vreau să o prefacez cu o întrebare retorică. N-aștept răspuns de la dumneavoastră. Spune cineva, David Mihai, așa cum facem cu toți în viața reală, de ce nu rezolvați întâi problema, apoi vă certați? Întrebarea Cristi, mea... e legătura. Mulțumesc foarte mult, Claudiu. Bună seara tuturor. Întrebarea mea este, având în vedere toate aceste situații tehnice și având în vedere declarațiile pe care le-a avut domnul director de la ISCIR, dacă noi acum avem posibilitatea de a aduce aceste două cazane închiriate, cumpărate, cum vreți, cât timp durează fizic din momentul în care le avem în Ploiești, când, în cât timp ajung și când vor fi gata să fie puse în funcțiune atât pe apă caldă cât și pe agent termic? Pe ca să vă răspund, dacă permiteți, în primul rând, ca să închiriem, trebuie să desfășurăm o procedură.
Care procedură trebuie ținută de ADI? La un moment dat, atât mai spun, la un moment dat direct... Să îl întrebăm pe domnul de la Ișcir, dumnealui a fost adresată întrebarea. Deci, dacă ne împăcăm, luăm cazanele, le aducem la CET Braz, cât timp durează să le, pune, să le pună cineva în funcțiune și să avem deci călători? Deci este vorba de o execuție și, în paralel, este vorba și de obținerea avizelor. Din punct de vedere al Ișcirului, așa cum se mișcă cineva lua lucrarea, din punct de vedere încă o dată al Ișcirului, nu durează mai mult de 3 zile. Dar să știți că nu este vorba de două cazane pe care le iau și le așez pe un postament. Este vorba de o conductă de abur, este vorba de conducta de gaze. Aici trebuie... Sunt firme care din asta trăiesc, din închirierea de cazane. Dacă îmi permiteți, domnule director, noi, presa, am aflat următorul aspect de la directorul termoficare SA, domnul Savin, că înainte de a opri furnizarea apei calde, aveau posibilitatea și deja discuția făcută cu o firmă din afară de a aduce aceste două cazane, despre care a transmis mai departe decidenților că le vor folosi inclusiv în sezonul de iarnă pentru a crește puterea calorică, doar că nu au primit un răspuns din partea autorităților și au renunțat la acest. Repet, sunt informațiile primite de presă din partea directorului termoficare SA. Bun, aici o să vă răspund eu. Informația este parțial adevărată. Da, și domnul primar poate să confirme. Dacă nu mă înșel, pe data de 29 iunie am fost informați despre, deci informați, atenție, așa se numește, despre posibilitatea ca termoficare Prahova să aducă aceste două cazane mobile, să spunem, da? Deci era o informare. Nu exista să dăm un răspuns, da? După aceea, cred că pe 20 iulie sau ceva de genul acesta, am fost informați că, având în vedere că nu ați dat un răspuns, nu mai există această posibilitate. Eu am înțeles. Deci Consiliul Județean a fost informat că vor aduce aceste cazane. Da? Deci am fost, așa se numește, informare. Deci exact asta este. Nu am transmis nimic pentru că nu aveam nimic de transmis. Era o informare prin care ne aduceau la cunoștință acest lucru. Deci nu trebuie, adică nimeni n-a considerat că trebuie să spunem da, ok. Din păcate, bun, revenind, dacă permiteți, în primul rând, cred că, uitați, apropo de discuție, sunt într-o totă de acord cu poziția Consiliului Județean, îmi pare rău că nu am aici, nu, atenție, nu ne informa cineva că ar putea să închirieze, ne-au spus că le-au închiriat. Atenție! Una este vreți să le închiriem și alta este adresa, și îmi pare rău că nu am, dar v-am spus, vă stau la dispoziție mâine, în care ne informează Termoficare Prahova că a închiriat două cafuri special ca să suplinească, pentru că doresc să înceapă lucrările de reparații capitale la caful 2. Domnul! Poftiți! Vrea domnul prefect să spună nu ceva. Înțeleg, să îmi cer scuze, n-am înțeles. Chiar simțeam și nevoia unei intervenții din partea domnului prefect, dar înainte de asta să precizăm. Vă rog să vă duceți la loc.
cazane. Vreți, vă rog, să vă duceți la locul dumneavoastră? Am să fac o precizare care mi se pare foarte importantă, și anume că am luat legătura cu cei de la Termoficare Prahova, care însă, după prima discuție, au încetat să mai răspundă la telefoane. Noi invitându-i să participe la această dezbatere, ar fi fost extrem de util, o informație direct de la dânsii, dar am rezerve în ceea ce privește comunicatele domniilor, da? Câtă vreme n-au venit aici să-și pledeze punctul de vedere. Din nou fac un apel la dumneavoastră, să încercăm să păstrăm regulile jocului, să le respectăm. Și am să vă spun că le-am cerut un punct de vedere și celor de la Veolia, am fi vrut să fie aici, doar că aceștia la o manieră elegantă și-au cerut scuze, au spus că ei și-au făcut treaba cât au fost aici, în esență, și că au plecat. Domnule prefect, aveți cuvântul. Vis-a-vis de discuția care s-a purtat până acum, mă bucur că domnul inspector șef este prezent printre noi și ne-a făcut o imagine cu privire la partea tehnică a acestor cazane. La momentul respectiv, cu dânsul, împreună ne-am dus la CET Brazi, am văzut cazanul tăiat, ne-am băgat sub el, am văzut într-adevăr și acele cadre de beton pe care urmeau să se așeze aceste cazane care trebuiau închiriate. Din documentele pe care noi le-am primit cu privire la această temă, înțeleg că Termoficare Prahova, operatorul, a semnat contractul de închiriere cu cele două, pentru cele două cazane. Cel puțin eu, după acea vizită, i-am rugat să ne comunice și nouă și să ne informeze vis-a-vis de toată această situație. Și, într-adevăr, cu aproximație 5-10 august, din momentul ăla, orice corespondență care s-a purtat ne-a informat și pe noi. Ca atare, într-una din acele informări, ni se aducea la cunoștință că există un contract de închiriere. Sau a existat la momentul respectiv. Într-adevăr, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, la sfârșitul lunii august cei de acolo au venit cu o nouă informare prin care spuneau că, domnule, având în vedere că nu ni s-a comunicat ce trebuie să facem sau dacă este acceptată această variantă, am renunțat la această idee. Dar, într-adevăr, pe teren se află acel postament de beton, să-i spun așa, la care trebuiau aduse aceste echipamente. Dar, ok, nu, ascultați-mă, eu am făcut un... Vă rog, ascultați-mă un pic, eu v-am răspuns vis-a-vis de cele două cazane care urmau. Ok, acum, ce îmi doresc eu? Având în vedere realitatea tehnică, mi-aș dori ca la sfârșitul acestei discuții să avem o variantă tehnică de lucru pe care să știm că ne putem baza sau care este direcția în care vom merge și totodată, în funcție de această variantă tehnică, să vedem care este forma legală de a ajunge acolo. Că altfel discutăm și nu o să terminăm niciodată. Dacă nu începem să stabilim ce înseamnă tehnic intervenția și nu o îmbrăcăm cu latura juridică, niciodată nu o să ajungem la nicio variantă. Ca atare, eu ce am dedus după această discuție? Cazanul 5 și 6, vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, mai devreme de 3 luni nu pot fi puse în funcțiune. Da? Asta înseamnă că vom depăși 1 noiembrie. Nu, am spus că vom depăși. Da? Deci este foarte important că ne vom duce spre decembrie. Vis-a-vis de CAF 2, acest CAF 2 necesită și el reparații. Ascultați-mă un pic. Cred că ați auzit ce a spus domnul inspector și este foarte important să ținem cont de aceste aspecte, pentru că ne-a relatat o situație care ne convine sau nu ne convine, asta este, și trebuie să vedem ce anume sau în ce direcție trebuie să mergem, astfel încât la 1 noiembrie sau cel târziu până atunci să avem atât căldură cât și apă caldă. Mi-aș propune să
Dacă se poate, bineînțeles, eu mă ofer să sprijin orice variantă tehnică și juridică. Ar fi bine să plecăm cu o viziune tehnică, ce urmează să facem, și la sfârșit să îmbrăcăm și latura juridică pe acea viziune tehnică. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim pentru acest apel. Eugen, înainte de asta vreau să transmit că mai avem două întrebări pe care vi le vor adresa jurnaliștii prahoveni. Doi dintre colegii mei au transmis, Bogdan Enache de la Ploiești TV și de asemenea Mihai Nicolae de la Observatorul Prahovean, vor să adreseze câte o întrebare. Și sigur că e minunat apelul ăsta, dacă vom avea și o soluție după întâlnirea de astăzi, ar fi extraordinar. Dar cred că primul pas e să vă așezați cu bună credință la aceeași masă cu toți. Domnul prefect v-a invitat. Puteți lansa și o zi și o oră la care i-ați aștepta pe responsabili să vă întâlniți cu Consiliul Județean, Primăria și eventual Știri, ca să stabilim, să plecăm cu o dată, cu o zi. Deci haideți să ne lămurim. Eu domnul am fost... primar, haideți să găsim o zi. După aia am stat aici atâta vreme, v-ați văzut... Stimată doamnă, când am fost solicitat ca instituție, ca persoană, noi am fost acolo. Stabiliți și merge, dar revin. Mie mi se pare foarte clar, foarte clar, că soluția tehnică va fi să închiriem. Și pentru asta trebuie să începem niște proceduri. Haideți să le începem. Iar procedurile, cu tot respectul, nu se pot începe sau nu pot începe, da? Într-o discuție, ci printr-o formulă juridică care, din punctul meu de vedere, deși înțeleg că Eugen nu împărtășește, este o aga care să dea direcția, pe care o cerem de 4, de 20 de zile, 4. Bun. Bogdan Enache. Bun. Bogdan, cred că e deschis. Bună seara. Bună seara, domnule inspector. Domnule inspector șef, eu am mai degrabă două nelămuriri. CAF 2 și CAF 5, că mai nou suntem specialiști în CAF, în cifuri, în pifuri, noi ploieștenii simpli, Consiliul Județean a alocat 3 milioane de lei pentru repararea acestora. Vă rog, lămuriți-ne. 15 octombrie, 20 octombrie, care o fi termenul limită pentru a fi reparate. Ișcir le va aviza favorabil? Iar a doua întrebare, cu permisiunea dumneavoastră, este următoarea. Să presupunem că vor fi închiriate două cafuri de-astea. Din punctul nostru de vedere ca specialist, cât durează montajul și autorizarea acestor? Vă rog punctual, astfel încât să plecăm de aici cu niște, fiind că sunteți unul dintre puțini specialiști tehnic vorbind, în afară domnul Calut. Deci la prima întrebare, referitoare la reparația CAF-ului 2. CAF înseamnă cazan de apă fierbinte. Reparația lui, din cât cazanul 5 este cazan de abur. Temperatura lui se apropie de temperatura de fluaj. Din motivul ăsta spuneam că durează mult verificările respectiv, măsurătorile. Și termenul care vi l-am dat, hai să zicem că ne gândim ca toate măsurătorile să iasă ok. Dacă în urma măsurătorilor se constată că anumite zone trebuie reparate, gândiți-vă că asta înseamnă alt termen. CAF-ul 2, nu știu dacă e adevărat, dar din câte am înțeles, țeava de înlocuit se află deja în curte. Deci eu zic, în funcție de firma pe care o alegeți dumneavoastră, dar aici trebuie să fie o firmă chiar puternică, lucrând două schimburi sau trei schimburi, eu zic că mai devreme de 3-4 săptămâni nu termină. După reparație, procedura este să se adreseze CNCIR-ului, v-am spus că este compania care verifică, începând cu probă de presiune, mă rog, și așa mai departe. Iar nu sunt foarte bine pus la curent,
Dar se pare că există o problemă și cu mediul, cu arzătoarele. Bun, haideți să nu mai aflăm câte o problemă, că nu mai plecăm nici de aici. Avem o întrebare din partea lui Mihai Nicolae. Și a doua întrebare, a doua întrebare foarte pe scurt, 3 zile a spus că durează avizarea, dar nu știu cât durează reparația, montarea celor două cazane. Montarea celor două cazane, la fel, dacă este o firmă cu putere, mai devreme de 3 săptămâni cu conducta de gaze și cu conducta de abur. Nu. Poate fi în paralel. Haideți să lăsăm pe Mihai poate Nicolae fi doar 3 să pot fi doar 3 săptămâni. Doi. Am o întrebare, evident, pentru specialistul din sală, sau nu, care rezidă din ceea ce a spus domnul director Iscir, și eu cred că, și am constatat că nimeni nu vorbește despre elefantul din cameră, și o să vă întreb care sunt datoriile pe care primăria Ploiești le are la termie, datoriile istorice. Pentru că domnul director Iscir spunea că într-un final discutăm despre bani. Aceasta este întrebarea mea. Datoriile pe care le are primăria sunt undeva în jur de 70-80 de milioane, pentru că ele, prin și atenție, sunt în instanță, 1. 2. Eu știu unde bateți dumneavoastră că m-am lămurit. N-are nicio legătură datoria pe care avem la fosta societate care furniza termie cu o eventuală datorie pe care noi o avem la actuala societate termoficare Prahova. Dacă doriți, vă spun și de datoriile la Rosal sau mai știu eu ce. Deci, datoriile istorice ale primăriei Ploiești la capitolul termie sunt de 70 de milioane de lei. Dacă... Corect, da? Vom vedea în instanță ce se întâmplă, pentru că discutăm în instanță. Bun. N-are nicio legătură. E vorba de fostul operator, are nicio legătură cu actualul contract. Mulțumim pentru întrebări. Știu că frustrarea e foarte mare. În primul rând, am plecat dezbaterea asta de la o frustrare evidentă, și anume că ploieștenii nu au apă caldă. Corect. Ei nu sunt pe CAFI, sunt pe CAR, se pare, în perioada asta, adică pe cazanul cu apă rece, din nefericire. Știu că mai sunt multe întrebări. Am să vă rog din suflet să le adresați ulterior și vă promit că Fundația Comunitară le va transmite. Postați-le și alături de transmisia noastră, ca să rămână pe Facebook acolo. Păi, doi, și dacă permiteți asta, o să vă rog să mă ajutați în sensul ăsta. Eu invit cei care mai au întrebări, cei care doresc să cerceteze documentele. Mâine, între ora 10 și ora 12, o să vă rog să faceți dumneavoastră lista ca să putem să ne transmiteți, să se poată intra și să discutăm absolut în regulă pe această problemă. Ne-am bucurat ca după ora 12 să vă întâlniți cu toții care sunteți factorii decizionali, să găsiți soluția și tehnică și îmbrăcată în haine juridice, astfel încât ploieștenii să aibă cât mai repede apă caldă și să nu sufere de căldură la iarnă, care chiar că bate la ușă, deși un termen. Se pare că ar fi cea mai rapidă soluție aceasta a cazanelor de închiriat, dar trebuie îmbrățișată de toată lumea și trebuie inițiate procedurile, e clar, indiferent ce soluție s-ar adopta. Domnul primar este dispus să vină la întâlnirea de la domnul prefect instituțional, de la Consiliul Județean. Primim această promisiune? Eu aș propune altceva, dacă îmi permiteți. Noi am avut o întâlnire împreună cu primăria și prefectura. Și ca ultim punct rămăsese să avem o întâlnire în afara părții executive, ca aparatul, atât al primăriei cât și al Consiliului Județean, să găsească o cale legală de a merge mai departe. Fac invitația nu la ora 12, mâine la ora 9, aparatul, cel puțin dacă noi am spus să nu mai să ajungem acolo, aparatele Consiliului Județean și Primăriei să meargă mai departe cu această discuție și întâlnire pe care noi deja am pornit-o de săptămâna trecută împreună cu Prefectura.
Bun, înțeleg că toată lumea este dispusă la o discuție. Noi putem să vă promitem că vă sunăm mâine după amiază să vedem la ce concluzie ați ajuns. Aș mai avea o corecție, dacă îmi permiteți, pentru domnul primar. Domnul primar, datoria istorică pe care primăria o are la capitolul termie este de 117 milioane de lei. Bun, o să vă... Are treabă de... aceste o lucrări să care să terminăm aici. Ele trebuie plătite, după cum spunea domnul director Iscir. În continuare, seara, domnul Mișu Nicolae. O să vă rog foarte mult să, nu pot să răspund. Vorbim și după ce încheiem emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în seara asta aici, că ați pierdut atâta timp cu noi. Mă rog, dacă l-ați pierdut sau nu, este, depinde de fiecare dintre dumneavoastră. Sperăm că lucrurile s-au mai calmat cel puțin. Avem promisiunea că mâine autoritățile se vor strânge undeva și vor încerca totuși să găsească o soluție. Știm că din punct de vedere tehnic ar exista una și să sperăm că peste o lună toată singura este închirierea. Apă caldă. Singura este închirierea numărul 1, numărul 2, care va fi foarte complicată. Știu de ce te uiți, Emilie, pentru că va fi foarte complicat, dar este singura care ar putea să fie pusă în practică. În rest, așa cum v-am spus, nu am dezinformat. Aș vrea să încheiem cu un apel, așa cum domnul prefect a avut acel apel, vreau să transmit un apel către toți cei de aici, către toți factorii de decizie, să nu uitați de cei mai importanți din ecuația asta, și anume de cetățenii orașului, adică indiferent ce ați discuta la o masă sau alta, important este să nu uitați pe ploieștenii care de o lună și jumătate nu au căldură și care riscă să intre și în iarnă. Vreau să știu și eu cu ce plec de aici pentru oamenii pe care îi reprezint. Da? Înțeleg că nu m-ați lăsat să vorbesc, două ore mă chinui să vorbesc și am luat cuvântul. Deci eu înțeleg de aici că singura soluție este închirierea a două cazane care nu știu dacă asigură necesarul pentru energia termică și apa caldă. N-au cum, trebuie să fie prea mari. Ce s-a dorit atunci era de 20 și 20, nu? Din câte știu. Da, știu eu, că m-am interesat. Bun, ideea este că plec de... Nu pot să termin? Vă rog. Nu, dar intrăm în chestiuni tehnice, deja am stat... Dar nu e chestie tehnică, pe mine mă interesează ce le spun al lor mei, pentru că e vorba și de chestii juridice. Tehnic am înțeles, e praf ce e acolo. Da? Trebuie investit. De mâine se intervine acolo și se va rezolva problema, înțeleg. Domnul Rizea spune că durează 3 luni. Cei de la Consiliul Județean spun că durează maxim 45 de zile. Noi nu avem apă caldă, există prea puțină posibilitate ca să avem în perioada următoare, că există și acest conflict juridic cu transferul de la CET-ului Braz de la Consiliul Județean la primărie în baza unei societăți comerciale. Suntem în plop și plop în aer. Mulțumesc mult. Bun, vă mulțumim foarte mult.